Bun găsit, dragi prieteni, din studioul Școlii de Numerologie. Ne revedem din acest studio foarte cunoscut, vouă, pentru toate emisiile pe care le facem de ceva vreme încoace. Ne regăsim într-un an 2022, un an foarte interesant, un an sinteză pentru previziunile anului 2022. Iată că anul acesta facem aceste previziuni, așa cum v-am spus, din studioul Școlii de Numerologie, și o să vedeți că, tot în acest an, sau din acest an minunat, o să facem foarte multe emisii din acest studio, toate în, venite în întâmpinarea voastră pentru a vedea știința numerologiei cu alți ochi, pentru a vă uita în viața dumneavoastră din alt unghi de vedere conform științei numerologiei. Iată că ne vedem acum pentru previziunile anului 2022, care este un an sinteză. Un an sinteză a ce? Un an sinteză care vine să ne arate nouă niște lucruri ce au început în 2020, s-au continuat în 2021 și se concluzionează în 2022. Deci este un an în sinteză al celor. Al evenimentelor care au fost în viața noastră, începute în 2020, continuate în 2021 și bineînțeles și în acest an, 2022, ele vor continua și se vor duce <coughs> într-o zonă foarte, foarte interesantă. Ceea ce este foarte clar că acest an, 2022 o să vă repet așa tot timpul 2022. Acesta în 2022 vine cu foarte multe cifre feminine și cu foarte multe cifre de apă. Construcția lui ca an universal este 2022, care înseamnă 6. Și ca în universal așa avem vibrația cifrei 6, o vibrație universală care vorbește despre trei componente, și anume componenta familiei, a vieții afective emoționale care ține de familie, componenta financiară, banii noștri pe care îi facem și pe care îi avem din diferitele activități pe care le întreprindem, și a treia componentă, zona noastră noastră afectivă, emoțională, erotică, pe de-o parte, și modul în care noi ne putem vedea în zona de agresivitate, în zona de impuls în urma unor stări, unor sentimente, unor emoții. Un an emoțional, cifrele 2 da, și 6, sunt cifre emoționale care uh, au un element corespondent în numerologie și anume elementul apă. În zona de 2022 avem o particularitate, 22, acest 22 care uh, vorbește despre un 4. Iată și altă particularitate venită undeva în spate uh, în vibrația acestui an care 4 vorbește despre cadrele de manifestare ce fel de cadre de manifestare? Cadre de manifestare afectiv-emoționale, deoarece acest patru despre care eu v-am vorbit este uh, compus din 2 și 2. 22, așa cum am spus. Ne găsim într-o decadă foarte interesantă, într-o decadă care a început în 2020 și se va termina în 2029. Această zonă alu lui 4. 2020 înseamnă 2020 care înseamnă un 4, iar 2029 înseamnă 2029 care înseamnă tot un în 4. 13 4. Iată că anul 2022 are o particularitate care se despre, care vorbește despre 4. Deci atât decada din 2020 până în 2029 are uh, un numitor comun, numitorul comun fiind acest 4. 4 o cifră de pământ, o cifră a construcției, reconstrucției, o cifră care vorbește despre uh, sănătatea noastră, despre corpul nostru fizic și acest light motiv, ca să spunem așa, de 4 uh, va ține acest 10 ani. 2022 fiind un an sinteză cu o particularitate, cu o particularitate 4 despre care am vorbit, Aduce noi manifestări ale cadrului 4, da, de manifestare de acum înainte. Facem o sinteză de început, 2020, 2021 și 2022, facem o sinteză. Această sinteză vine foarte frumos și elegant pe zona lui 4, adică corpul nostru, sănătatea noastră, modul în care noi ne simțim în pielea noastră, în cadrul nostru de manifestare și mai mult decât atât cadrul nostru de manifestare afectiv-emoțională. O să revenim la acest cadru de manifestare afectiv-emoțională care este din format din 2 și 2 când vom vorbi despre diferitele particularități sau diferitele zone de influență ale anului 2022. Acum vom vorbi la modul general. Deci ce înseamnă șasele ăsta ca și cifră sinteză? Acest șase ca și cifră sinteză înseamnă că noi, noi oamenii vom trage niște concluzii în urma unor evenimente care s-au întâmplat în viața noastră din 2020 până în ziua de azi. Mai mult decât atât, aceste concluzii vor veni în viața noastră pe tot parcursul anului 2022. Concluzii care vor ține de ce s-a întâmplat, domnule, cu viața mea, în 2020, ce s-a întâmplat cu viața mea în 2021, cum am interacționat eu cu aceste două componente ale vieții mele în anii 2020 și 2021 și voi trage niște concluzii, voi face o sinteză a acestor doi ani care au trecut în viața mea. Bineînțeles că cifra 6 în numerologie are ca o reprezentare în cele două triunghiuri, după cum bine știi, este lui David, uh, cele două triunghiuri, unul cu vârful în sus și altul cu vârful în jos. Adică, cum am spune, exact ca în căsătorie, și la bine și la rău, sau exact ca în relațiile afective emoționale bune și la bine și la rău. Gândiți-vă așa că o zona a binelui este triunghiul cu vârful în sus, cel care îți aduce o formă de cunoaștere, care formă de cunoaștere te înalță. Iar cel cu vârful în jos. Acea formă de cunoaștere, sau acele lucruri pe care tu le știi și îți aducție pierzania, îți aducție lucrurile mai puțin bune în viață, sau zona în care tu te vei duce către pământ, te vei duce către o zonă de rutină, către o zonă de agresivitate de uh, cadru de manifestare de plictiseală și chiar de uh, tristețe, să spunem așa. Deci cele două triunghiuri uh, alu -6, așa cum am spus puțin mai devreme, vin să facă o sinteză din cei doi ani 2020-2021. Bineînțeles că este foarte important și un alt lucru, care sunt corespondențele din trecut ale lui 2022. Corespondențele din trecut pe care voi le puteți vedea și le puteți calcula să vedeți ca o idee, deci nu neapărat ad litera, dar ca o idee a unui comportament al vostru din 2022, puteți să scadeți în 2022 9 sau puteți să scadeți 18 din acest 2022 ca să vedeți în trecut ce se întâmplă și cum s-a întâmplat atunci și ce ar putea să vină în viața dumneavoastră. De altfel, pe 15 ianuarie în acest an, noi o să avem și o conferință, eveniment care ține din 2018 și până acum în fiecare an, se numește Descifrează-ți anul, în cazul de față Descifrează-ți anul 2022 unde o să vorbim timp de 6 ore foarte amănunțit despre lucrurile care se vor întâmpla pentru voi personal, veți învăța singuri să calculați uh, ce se va întâmpla în 2022 în funcție de destinul vostru vârsta pe care o aveți trecutul pe care l-a trăit și așa mai departe. O conferință eveniment foarte interesantă. Un alt lucru al U6, se vorbește despre familie, ceea ce înseamnă că familia, ca și uh, instrument de manifestare, hai să-l numim așa, se bazează pe cadrul de siguranță afectivă, pe iubirea dintre cei doi oameni, parteneri, pe iubirea membrilor familiei: că sunt copii, părinți și așa mai departe, soți. Aceste dominante care vorbesc despre familie vor fi testate foarte puternic în anul 2022, și noi ne vom întreba despre rolul familiei în viața noastră. Ne vom întreba despre. Ce anume reprezintă partenerul, partenera, soțul sau soția, da? Ce anume reprezintă părinții în viața noastră? Ce anume reprezintă copiii în viața noastră? Cum putem să facem ca familia să fie mai adunată? Cum putem să facem ca dacă există anumite disesiuni în familie să le putem rezolva, să le putem aduce într o zonă de echilibru, într o zonă de afectivitate foarte puternică? 6 și doi despre care am vorbit care sunt cifre de apă, uh, sunt cifre feminine în numerologie, ceea ce înseamnă că în anul 2022 doamnele. Vor fi mult mai bine aspectate decât domnii. Doamnele care sunt într-o zonă de manifestare: că este socială, că este în familie, că este personală și așa mai departe, ele vor fi foarte bine aspectate și, bineînțeles, când o să vedeți în partea a doua acestui interviu sau acestui interviu acestei emisii o să vedeți că anumite cifre de destin sunt mai bine aspectate, anumite cifre de destin sunt mai puțin bine aspectate și așa mai departe. Dar ceea ce este important este că energia lui 6, universalul 6, pe o particularitate 22-4 cu o zonă de 2022, adică numai cifre feminine, găsim efectiv manifestări feminine foarte puternice. Da, am și spus că, doamnele, vor fi mult mai bine aspectate în 2022 decât domnii. În ce fel o să vorbim exact în această emisie, în această uh, zona previziunilor pentru 2022? Mai avem un alt, un alt lucru, așa cum am spus despre familie, uh, mai avem un alt lucru despre zona financiară, tot așa, la modul general o să vă spun. Intrând apoi în particularitate zona financiară care o să fie extraordinar de bine aspectată pentru oamenii care sunt pe vocație, pentru oamenii care știu ce își doresc din punct de vedere financiar, din punct de vedere profesional, din punct de vedere al vocațiilor, știu ce își doresc de la ei înșiși. Acesta în 2022. Va fi aspectat extraordinar de bine pentru ei, și mai mult decât atât, ei, ei vor ieși în evidență, acești oameni care sunt pe vocație vor ieși în evidență și um, succesul financiar, succesul profesional uh, va fi de partea lor. Um, intrând în particularități, așa cum am spus puțin mai devreme, am spus că acest an, 2022, este un an. Universal 6 și este într-o componentă exclusiv feminină, adică 246. Avem cifrele 2, 0, 2, 2, deci atât cifra 2 care este aspectată de 3 ori. Mai avem particularitatea 22 care înseamnă un 4, deci atât și cifra 4 și suma anului 2022 care înseamnă 6. Deci avem 2, 4, 6 ca și aspectare a acestui an. Ce este foarte interesant? Te căutăm efectiv să vedem câte părți de, în zona apei sunt și câte părți în zona pământului. Știm foarte clar, crucea vieții noastre este formată din cele patru elemente, da? foc, apă, aer și pământ. În zona de orizontală avem apa și pământul, adică orizontala vieții, cum știm foarte clar, din zicala românească, toți suntem o apă și un pământ. Și atunci, această, acest an 2022, conform elementelor apă și pământ, va fi mai mult despre zona socială, despre zona orizontală de resursă a vieții noastre, resursele pe care noi le avem. De-aia este foarte interesant să vedem că această conexiune cu Divinul se va arăta destul de subtil numai unor oameni. Ceilalți vor, se vor afecta în zona de orizontală, în zona de resursă, și chiar vor, vor alerga după aceste resurse. Resurse, că sunt afective, că sunt financiare, că sunt personale și așa mai departe, nici nu contează, vor alerga după aceste resurse. Mai. Uh, de vremea am spus că anul are două componente, apă și pământ. Avem patru părți de apă și o parte de pământ. Iată, foarte multă apă. Apa în numerologie reprezintă emoțiile noastre, sentimentele noastre, iar pământul vorbește despre stabilitate, despre rod, despre fertilitate și așa mai departe, despre construcție și reconstrucție. Dar fiind foarte multă apă, această apă poate să acopere această zonă de pământ, de stabilitate. Tradus așa mai clar, înseamnă că tot ce înseamnă sentimentele noastre, tot ce înseamnă trăirile noastre, stările noastre de spirit, vor vrea și vor întâmpla chestia asta, vor acoperi stabilitatea noastră, pământul din viața noastră, ceea ce înseamnă tot, tot ce înseamnă stabil, tot ce înseamnă cadru de manifestare. Adică voi vrea să ies din cadru datorită faptului că simt ceva. Unde e stabilitate în viața mea? Acolo, acolo, acolo. Știți și voi foarte bine unde e stabilitate în viața voastră. Voi vrea să ies, de, să ies de în această de stabilitate, să experimentez pentru că simt ceva în sufletul meu, simt ceva că mă face să nu mai vreau să stau în acest pătrat, în acest cadru. De altfel și pătratul, acest patru despre care v-am vorbit din particularitatea, 2022, din particularitatea 22 a anului 2022, este format tot din două cifre afective, 2 și 2, două cifre de apă. Deci, oricum aș da-o, pur și simplu, toate emoțiile mele, tot ce înseamnă emoțional, afectiv, va fi foarte puternic în 2022 și mă va face să ies din cadrele de, ma de manifestare mai mult decât atât, mă va destabiliza. Avem o componentă de a lui 2022 de 5 părți, așa se numește, 5 în numerologie este cifra perfecțiunii sau imperfecțiunii, este o cifră foarte duală, foarte extremistă, să spune așa. Tocmai de-aia este cifra perfecțiunii sau imperfecțiunii. Deci patru părți de apă și o parte de pământ, iată 5. Tocmai din cauza acestor cadre afective, patru părți de apă, așa se traduce, cadre afective pe care noi le avem în sufletul nostru, le simțim sau poate le-am trăit, le-am lăsat acolo de ani de zile. De-aia v-am zis să scădeți din 2022, 9 sau să scădeți 18, ca să vedeți în trecut ce s-a întâmplat. Și poate că în voi ați ținut acele lucruri sau acele sentimente de atunci, le-ați ținut, e, acum ele vor refula. Vor ieși afară, să fie manifestate și vor zgudui aceste cadre pe care noi le considerăm a fi siguranță. Unde este, conform anului 2022, focusul foarte mare? Am spus puțin mai devreme, familie și bani. Uf, și atunci, ce se întâmplă? Datorită faptului că există această emoționalitate foarte puternică. Cadrele de siguranță care țin de familie și de bani se vor zdruncina. Adică vom vedea foarte concret că unele familii se vor destrăma după 18 ani sau după mai mult de 18 ani, 22 și așa mai departe. Vom vedea că acolo unde am considerat eu că este stabilitatea afectivă, emoțională în familia mea, cu, cu soția, cu părinții, cu așa mai departe, aceste cadre se vor spulbera, se vor... Um, rupe pur și simplu și acei oameni se vor dispersa sau se vor duce unde? Păi dacă avem particularitate 22, în alte cadre afective. Deci nu va fi totul alandal așa, de-aia v-am și zis de da, această particularitate, 5-4 părți de apă și o parte de pământ a perfecțiunii, pentru că ea nu suportă, 5 este o cifră care suportă ori binele, ori rău, atât, nu există zonă gri. Și atunci, din cauza sentimentelor, cei care vor ieși din cadre, în care au stat, sau în familii în care au stat 18 ani, 9 ani deci uh, zone afective sau familii care sunt de lungă durată, ele vor fi foarte puternic aspectate și foarte puternic zdruncinate normal că dacă acolo există iubire ele vor fi zdruncinate, dar își vor reveni, dar dacă nu mai există iubire, și asta este și o cifră iubirii, dacă nu mai există iubire dacă nu mai există afect acolo. Dacă nu se mai dăruiește această afecțiune și vă dați seama că după atâția ani de relații, de căsătorie nu e chiar așa de simplu să menții iubirea și afecțiunea. Pentru că vorbim de 9, 18, 22 de ani. Adică nu vorbim de ieri. Nu vorbim de îndrăgosteală. Nu vorbim de aceste zone care sunt de început al relațiilor. Ci vorbim despre zone care țin de ani de zile. Deci iată că aceste relații, mai mult cele de lungă durată, care au fost uh, testate de vreme și de vremuri, vor avea o zonă foarte puternică uh, de manifestat în 2022. Uh, și de-aia spun, dacă nu mai e iubire după 22 de ani sau dacă nu mai e iubire după 18 ani, dacă nu mai e iubire după 9 ani, dacă nu mai e iubire după nu știu câți ani, atunci, aceste, că acesta, în 2022, va veni uh, prin multitudinea de sentimente să distrugă aceste cadre. de am spus patru părți de apă și una de pământ. Adică patru părți de apă înseamnă cadrul nostru afectiv și una de pământ, adică ieșirea din cadru sau consolidarea cadrului. de am și spus puțin mai devreme, unii pot avea tot felul de teste în relațiile lor de lungă durată, dar uh, datorită faptului că există iubire, Respect, armonie, ei vor trece ușor peste aceste teste sau alții puțin mai greu, dar își vor reveni și vor ridica relația lor pe un alt nivel. Vorbesc și despre acest lucru pentru că el poate exista. Sunt familii de oameni care, efectiv, după mulți ani de relații, au câștigat iubirea și își cultivă iubirea relațiilor, ceea ce este extraordinar de frumos și de minunat, dar nu toți sunt așa. Mulți poate că au uitat despre ei de atâția ani, au uitat despre ei, au uitat despre iubire, au uitat despre uh, afecțiune, afectivitate, validare, importanță, apartenență, au uitat despre toate lucrurile astea. Și anul 2022 va veni pur și simplu să-i zdruncine. Este foarte interesant să vă dați seama că trebuie să priviți familia sau relațiile voastre de lungă durată. Și din alt unghi de vedere, în 2022, având oportunitatea de a da un refresh destul de puternic, sau dacă nu se mai poate da acest refresh, este foarte posibil ca fiecare să-și urmeze propria cale și ca să folosesc o zonă a vibrației 6 să-și urmeze propria vocație. Deci, atât încă un test uh, interesant pe zona de familie, pe zona de relații de lungă durată, pe zona de căsătorie și așa mai departe. Uh, oricum, aceste cadre de manifestare, într-un fel sau altul, se vor rupe. Vom vedea că mulți oameni o să ne părăsească din această existență uh, și o să se ducă în altă existență. Voi înțelege ce spun eu acum. Un alt lucru care este foarte interesant în acest an-sinteză este un an-sinteză care vine pe o zonă a voinței 2020-2021 și sinteza 2022, adică 2024, 2021-5 și sinteza 2022-6. Toate aceste cifre 4, 5, 6 sunt în numerologie pe vectorul voinței. Și ce înseamnă că această sinteză este și despre voința noastră. Este și despre forma noastră de manifestare în voință sau ce vreau eu, cum vreau eu. De și în 2022 v-am spus că în zona de familie se va ține cont de cum vreau eu. Deci nu cum vrea familia, ci cum vreau eu, membru familiei cum vreau eu cel care am stat atâta. Deci iată o sinteză a individualității, iată o sinteză a omului care trăiește niște lucruri și care poate să intre în contact cu sufletul lui, cu trăirile lui. Este ceva extraordinar această voință noastră. Voi știți foarte clar din emisiile școlii de numerologie de aici de la din studio și din alte um, emisiuni pe care eu le-am mai făcut și la alte posturi de televiziune. Uh, voi știți foarte clar că um, pentru a exercita voința și mai ales absolvenții și studenții școlii de numerologie știu treaba aceasta că pentru a-ți exercita voința îți trebuie o motivație și atunci. Dacă tu nu ai motivație, tu poți să vrei, dar e posibil să nu poți. Adică să nu poți să faci chestia asta. Mi-aș dori să. Asta e o voință, ai vrea. Dar n-ai motivație. Pentru ce să facă treaba asta? De ce să facă treaba asta? Asta este motivația. E, datorită faptului că se face o sinteză a voinței personale venită din 2020 și până acum, va ieși la iveală acest pentru ce, această motivație. Și o să releve în sufletul fiecăruia acest de ce și pentru ce. Și în momentul acela, tu ca om, individualitate, da, te vei gândi, domnule, eu vreau să ies de aici sau vreau să rămân aici deoarece și vei avea motivele tale. Care sunt tale? Dar sunt motive concrete, pragmatice, care șase, iarăși este o cifră a pragmatismului și aceste motive vor veni clar și concret, adică din cauza asta, asta și asta, cu liniuța, așa, Vei hotărâi să ieși sau vei hotărâi să rămâi, în funcție de a, fiecare. Deci atât ce frumos și elegant putem să ne uităm la aceste lucruri și din alt unghi de vedere și din perspectivă personală, individuală, ce ține de două lucruri importante și anume voință și motivație. Deci atât tu faci o sinteză după ce că te duci în spate nu știu câți ani, te mai duci și în spate din 2020-2021 și vei face această sinteză și vei ști concret, clar și cuantificabil ce anume vei decide să faci pragmatic. Adică unii oameni o să zică, domnule, dar tu nu ai sensibilitate, tu nu ai suflet de a analizezi așa pragmatic și lucrurile clar. Ba da, am suflet tocmai pentru că am suflet și tocmai pentru că îmi doresc, conform emoționalității mele, să funcționez în felul ăsta. De-aia sunt așa pragmatic. Pentru că, iată, azi, de acum înainte, voi ține cont de ceea ce simt. Voi ține cont de ceea ce este în sufletul meu, în cadrul afectiv-emoțional pe care eu îl simt. Zona, bineînțeles, de că, uite, trebuie să vă spun și treaba aceasta, de, care ține de traume, de vindecarea copilăriei, de vindecarea familiei, vor fi foarte prezente în 2022 și anume majoritatea va simți tot felul de trăiri pe care le-a avut în familia lui, în copilăria lui, în familia lui uh, care l-a educat, da? deci părinți, bunici și așa mai departe, când era el copilaj, când era el micuț, va simți în 2022 acest lucru. Domnule, eu trăiesc niște stări de astea pe care le-am avut când eram adolescent sau când eram copil. Adolescentă copilă, da. Ce fac cu ele? Și aici o să iasă foarte frumos și elegant în 2022 la suprafață bunii Terapeuți. Să știți că mă exprim corect, bunii terapeuti, deci nu toți. Ăia care sunt tot o apă și un pământ, ca să folosesc termenul pe care vi l-am zis mai devreme, vor avea încercări foarte grele. Oamenii care sunt în zona aceasta de psihoterapie, terapie, mari spiritual, mari ce sunt ei, umblă, le umblă avioanele pe în cap, și o să decoleze avioanele, domnule, și o să-l părăsească avioanele, și o să rămână cu aeroportul. Pol. Deci, efectiv, oamenii care sunt foarte pricepuți în această zonă de psihoterapie, terapie și slavă Domnului, sunt o grămadă de oameni pricepuți, dar și foarte mulți oameni care n-au nicio treabă cu chestia asta și care au răsărit acum, în ultimii ani, odată cu acest online, aceștia aici se va, face, se, va face, se va face diferența. De ce? Pentru că fiind un an pragmatic, oamenii vor vrea, ok, prindem avioane până astral sau până nu știu pe unde, dar concret ce fac eu cu viața mea? Păi pentru că am venit la tine ca specialist. Concret, spunem ce să fac. Te rog frumos, pentru că mă simt aiurea și am nevoie să-mi spui treaba aceasta. Și dacă el o plimbă așa tot timpul, o să se ducă vestea. Și de anul 2022, acest an magic, va face selecția foarte concretă între oamenii care chiar să pricep să facă ceva, pentru că traumele sau trăirile din trecut vor fi foarte mari, pe zona de familie, pe zona educațională, pe zona de relații afective, emoționale și așa mai departe. Și atunci oamenii vor vrea soluții concrete și practice și aplicabile mâine, dacă se poate, sau azi. Nu așa, în timp. De-aia oamenii care sunt foarte pricepuți vor ști exact să identifice aceste zone, iar oamenii care nu sunt pricepuți se vor plimba așa cu vorba și vor vorbi mult și prost și ei nu vor avea așa de mare succes. Mai devreme am spus că este un an foarte frumos și elegant pentru vocație. Și atunci dacă tu ai vocație de terapeut, de spiritual sau de ce ești tu acolo, vei continua și va fi totul minunat. Dar dacă nu ai vocație asta. S-ar putea să fie o problemă, mai bine te duci și te angajezi. Poate n-ai vocația asta să faci treaba aceasta. Și atunci mai bine te duci și te angajezi și participi la bunul mers al societății, ca și angajat. Un alt lucru, 6 este în numerologie cifra dascălui, ceea ce înseamnă că de vă spun în contextul discuțiilor de mai devreme. Această zonă de manifestare educațională va fi una foarte bine conturată. Numai că dascălul este acel profesor minunat care mai pune și suflet în ceea ce face, pe de o parte, dar pe de altă parte este depistat de elevi. Pentru că elevul magic și minunat depistează dacă un dascăl sau un profesor sau un cadru didactic îi predă acea materie sau acea cunoaștere din suflet. I o predă pentru că el e pe vocație, pentru că el iubește acel lucru și uh, transmite emoționalitate și transmite uh, acea știință într-un mod foarte frumos și foarte clar, iubind acea știință. Și atunci, elevul învață. Știți foarte bine și voi. Că dacă vă duceți în zona de gimnaziu, în zona de liceu, în zona de uh, facultate și așa mai departe, aveați afinitate pentru un profesor sau pentru un dascăl și efectiv altfel înțelegeați acea știință uh, pe care acel profesor sau acel dascăl o preda. Așa și în, în zona de 2022, uh, fiind un an al dascălului, uh, efectiv lucrurile care țin de cunoaștere de interior și de plăcerea de a face chestia asta, oricare, pe vocația pe care tu o ai, vor fi simțite de ceilalți. O să vedeți așa, uite cine este omul ăsta, un inginer, să zicem. Domnule, ăsta iubește să fie inginer. Sau acest om ce este? Acest om este economist sau funcționar. Domnule, iubește să facă chestia asta. Uite ce își dă interesul. Ce este acest om? Este profesor, este astrolog, este numerolog, este arhitect, este. Nu contează ce este. Pentru că toți oamenii sunt minunați și fiecare și are rolul lui în viața lui, ceea ce este extraordinar. Bun. Și atunci vei vedea omul care iubește ceea ce face și vei vedea omul care face ceea ce face pentru că trebuie. Adică că trebuie, că nu are ce face sau că trebuie ca să. Vorba lui Demrăgălescu să mănânce și el o pâine. A, efectiv. Da, ia, se vor vedea aceste lucruri. De ce spun acest. De ce am vorbit despre acest pasaj al dascălui și al omului care iubește ceea ce face? Pentru că găsim în această an, 2022, o aspectare foarte frumoasă în a-ți găsi vocația. În a avea curaj să ieși afară în vocația ta, fără să mai mănânci compromisuri, fără să te mai gândești că trebuie, ce, ce să fac, nu-mi place ceea ce fac, dar asta este, am nevoie de bani. O să fii uimit, mai ales cei care au curaj, o să fie uimiți că vor câștiga pe vocația lor, dacă au curaj, mai mulți bani decât leafa pe care o au în zona unde nu le face plăcere și unde stau pentru că trebuie dar bineînțeles asta ține de curaj, adică nu toți oamenii vor avea acest curaj și această revoluție interioară să iasă afară și să facă ceea ce le place lor, bineînțeles, cu sinceritate. Nu merge așa fără sinceritate. Ai auzit tu că să câștigă bine dacă vinzi covrigi sau dacă, uite, dai de ca pe aici pe, la, pe YouTube sau pe uh, Facebook sau pe la televizor și ai zis că să câștigă bine. Păi dacă n-ai vocație pentru genul ăsta, s-ar putea să dai și tu de un pic, dar după aia nu-ți mai e Și e bine să fii sincer, asta, asta spun, este bine să fii sincer. Bun, am spus puțin mai devreme Că este un an care ține de cifre feminine 2, 4 și 6. 2022 este 3 de 2, particularitatea 22, 4, da? iată cifra 4 și suma 2022, care înseamnă 6. Toate cifrele sunt feminine. Este un an care este foarte bun pentru doamne, pentru femei, și mai puțin bun pentru domni. Domnii se vor simți într-o zonă destul de ciudată. Bineînțeles că aceste cifre de manifestare feminină în numerologie au un efect și pentru domni. Și 2, una are efect pentru domni, și 4, și 6, și așa mai departe. Gândiți-vă că într-o zonă masculină, doiul pentru domni poate să fie în arta conversației, în arta de a vorbi, arta de a negocia. Iată manifestarea lui doi pusă pe zonă masculină. 4. Sunt domni care uh, sunt foarte buni în zona de construcții, în zona de creație, de reconstrucție, în zona de reparații, de amenajări, de asta. Iată cum tu poți să te gândi. Oameni care patru corpul fizic, care sunt foarte buni uh, medici, să zicem, care uh, au acces la corpul fizic. Oameni care pur și simplu sunt sportivi foarte buni, da? bărbați. Adică te poți uita și într-o zonă de masculinitate, pe zona feminină, și șase, nu mai vorbesc, da? Bărbații, când aud de șase, aud de două zone. Prima zonă, zona financiară, adică banii mei, da? Și șase, viața mea erotică. Iată cum șase, patru și doi se pot aspecta și pe zona masculină în 2022. V-am zis toate lucrurile astea pentru că bărbații, în 2023, vor fi activi în aceste zone de manifestare despre care tocmai v-am spus. Vor vrea asta, vor, se vor focusa pe acest lucru. Bineînțeles că ei vor fi dependenți într-un an atât, după aia nu o să mai fie chiar așa. Vor fi dependenți de zona feminină. De relațiile lor emoțional-afective, de cadrele lor de manifestare, de zona lor financiară, de mai multe lucruri, vor fi dependenți de iubitele lor. Da, bărbații vor fi dependenți de iubitele lor, da? Deci, nu vă gândiți acum, un bărbat e dependent de mai multe iubite. Dacă are mai multe, da, va fi dependent de cele X iubite pe care le are, da? Plus soția. Așa. Uh, dar ei vor fi dependenți de chestia asta. Ceea ce nou ne spune un lucru extraordinar de interesant, și anume, femeia te ridică, femeia te coboară. Acest lucru pe care noi l-am luat așa de râdere va fi văzut de foarte mulți dintre noi concret, pragmatic. Șase. Pragmatic, în 2022. Mulți dintre noi, bărbații, vom vedea concret, clar și dacă femeia de lângă noi ne ridică sau ne coboară. Mai țineți minte, la început cu familia v-am spus că unii ies, alții rămân, așa și mai departe. E bărbații, în zona aceasta se vor gândi, domnule, această femeie m-a ridicat pe mine. Eu eram un ciumpalac și uite că acum sunt cel mai tare din parcare și parcarei e plină, domnule. Această femeie de lângă mine, pe care e posibil să o fi neglijată în ultima perioadă, pe mine m-a ridicat. Și îi datorezi multe lucruri care țin de succesul vieții mele. Și atunci el va veni în întâmpinarea acestei doamne, acestei femei și va vrea să, re, să, se repoziționeze față de ea, să o recâștige. Bineînțeles, acum spun, dacă doamnele vor fi în această situație, nu începe să faceți figuri. Că vezi, acum te gândit la mine și în 2 ani nu, sau 3 ani nu te gândi la mine, acum te gândești, ți-ai aminte că mă iubește. Da, și-a adus aminte că te iubește. Mai vrei să te iubești cu el, dacă nu sănătate, spune în față, concret, că el imediat găsește în altă parte. Da? Deci dacă tu chiar vrei să-ți reconstruezi relația și vezi că bărbatul tău care te-a neglijat în ultima perioadă, chiar ani, vine spre tine pentru că și-a dat seama că tu ai o energie bună și l-ai ridicat pe el de la o poziție la altă poziție, deschide-te lui. Ia-l în brațe, chiar dacă pur și simplu te-a neglijat pentru că el a venit cu o energie extraordinar de bună și e posibil ca relația voastră, bineînțeles, dacă îl mai iubești, să funcționeze în continuare. Sau alți bărbați se vor gândi, domnule, ca ăștia, nu ca și eu cu arată ce bărbat am fost odată, mai de mult. Acum nu mai sunt. Și se vor gândi, uite-te, domnule, alături de această femeie eu am ajuns dependent de băutură, dependent de mâncare. Uite, era și șofer frumos, acum sunt gras. Deci, ei vor gândi în felul acesta. Și atunci vor vrea să iasă de nălați și să zică, domnule, gata, mă, asta nu mai vreau să ies, pentru că m-a adus într-un hal fără de hal. Și vor face în așa fel încât să iasă din aceste relații. Iată cum vor gândi bărbații în acest an, foarte pragmatic și foarte concret, uitându-se la ei uitându-se la sufletul lor, uitându-se la realizările și succesele lor alături de o parteneră sau de altă parteneră. Și o să vedeți că alături de una a fost, n-a fost bine, iar alături de alta a fost foarte bine. Și o va alege pe cea pragmatic, da? pe cea unde lui a fost bine. V-am la bărbații lucrurile astea, dar ce credeți că la femei e diferit? Da, este diferit. De ce este diferit? Pentru că anul fiind eminamente feminin, are o valoare extraordinar de puternică în energetica feminină. Energetică feminină care ține de manifestarea Doamnelor și manifestarea femeilor în zona de social, în zona de personal și în zona de afectiv. Ceea ce este foarte interesant este că acele femei care își doresc să fie în contact cu energia lor feminină și care vor să, redescopere, în să redescopere energia lor feminină, vor fi extraordinar de bine aspectate în 2022. Aceea redescoperire a femeii minunate, magice, din ea însăși, va fi uh, extraordinar va, uh, va fi o dorință extraordinar de mare a doamnelor. Ele vor să se întoarcă în zona de sacralitate feminină, în zona de frumusețe feminină, de rod feminin, de manifestare feminină. Multe dintre doamne vor vrea acest lucru, nu contează vârsta. Nu contează dorința pentru că vom vedea uh, unele doamne care Uh, ai fi zis că gata, viața pentru ele s-a terminat, să se revoluționeze ele însele anul acesta și să le vezi cum o, să, uh, uh, reușesc să facă o schimbare totală. Credeai că este o femeie care nu mai are niciun viitor și că s-a plafonat și că este nu știu cum, așa, e copii pe ul vieții. E, o să te uimească. Unele dintre aceste femei vor se vor scutura așa ca și cum a fost o altă viață aceasta a plafonării, a urâtului, a copy paste a rutinei și vor vrea altceva. De ce spun acest lucru? Pentru că e posibil ca multe dintre aceste doamne să fie căsătorite și atunci tu ca bărbat când vezi că se revoluționează femeia de lângă tine s-ar putea să nu poți să susții. Și atunci te vei autoseziza și tu și vei vedea ce ai. Numai că decizia de scuturare este a femeii și femeia când a luat această deschidere de scuturare se va scutura și de tine. Așa că da, am spus, există. Bineînțeles că există și alte doamne care vor vrea, dar nu vor reuși, pentru că e greu ce spun eu acum dar asta nu înseamnă că este imposibil și că anul acesta este un an fantastic de bun pentru această scuturare, să zicem, și reconstrucție feminină în sensul de energetică, dar nu numai în sensul de a fi fizic o femeie superbă și minunată, ci și pe interior patru, iată chakra 4, chakra inimii și pe interior ea își va dori acest lucru. Zonele de manifestare pe ceacrele feminine 2, 4 și 6, pe vortexele energetice 2, 4 și 6 feminine vor fi foarte bine aspectate în 2022, mai ales în anumite, bineînțeles asta ține și de anumită cifră de destin și anumită vibrație interioară, dar nu atât de mult cât anul acesta în 2022, această energetică puternică, a manifestărilor pe vortexul energetic 246 la femei va fi, cum să spun, extrem de înălțătoare. Că nu e ăsta, e cuvântul înălțătoare și o va face pe ea să se gândească și din alt unghi de vedere la viața ei. Repet, așa, el fugitivo pe zona al 246, 2 ceacra 2 care înseamnă de, este ceacra plăcerii, chakra instinctuală a plăcerilor, a vieții afective, emoționale, erotice, a zonei de manifestare sentimentală, emoțională, a doamnelor. Și atunci ele vor să se manifeste, inclusiv din punct de vedere sexual, din punct de vedere erotic, vor să se manifeste să își revigoreze această zonă a vortexului 2. 4. Uh, zona inimii. Ele vor cântări foarte puternic ce iubesc, ce nu iubesc, ce le-a făcut, uh, uh, le făcut să se ducă într-o formă de iubire, ce le-a făcut să se ducă într-o formă de tristețe, pentru că aici sunt sentimentele inimii și atunci ele vor lua măsuri, vor vrea să iubească cu inima, vor duce acea iubire a lui doi erotică, instinctuală, o vor vrea să o transforme în 4. În zona inimii și să-și dăruiască inima celui care merită această iubire și reconstrucție personală a ei, a femeii. Și apoi urmează Chakra 6, care este aici, da? Chakra uh, intuiției, uh, chakra care îi va aduce femeii perspectiva. Deci, după ce urcă în 2 și în 4, deci când ajunge în aceste volume, ea vede perspectiva, vede drumul, vede uh, echilibru, armonia, iubirea și va văzând acest drum pe care ea va vrea să-l urmeze conform celor două noțiuni 2 și 4, ea va face schimbarea și va vedea altfel viața. Așa pe repede înainte astea cu chakrle, normal că e foarte important. E dacă este un an universal feminin, atunci acest an universal feminin este cum să spun, depinde ca și manifestare, ca și decizie de femei. Bineînțeles că dacă depinde de femei, ai putea să spui, vai ce mișto că depinde de femei și că noi suntem femei și suntem minunate și tra la la, o să vezi tu ce o să fie. Da, pe de o parte, dar pe de altă parte, tot ce înseamnă 2, 4, 6, toate frustrările pe care tu le ai în cap, în inimă și în instinct, toate zonele acestea în care tu le-ai închis acolo, tot ce nu trăiești, tot ce nu lași să se manifeste, va ieși afară. Cu, sub forma unor manifestări de frustrare, de violență, de agresivitate, de re, o să devii recalcitrantă. Și atunci tu generezi aceste efecte energetice, chiar dacă nu te manifeste, aceste efecte energetice vor fi manifestate și le vor fi contagioase. Și cine se va uh, molipsi de aceste efecte secundare ale frustrărilor tale din, partea, din ceacra 2, 4 și 6? Copiii tăi, bărbatul tău, oamenii din jurul tău, părinții tăi. Și atunci tu efectiv, fără să vrei, datorită energiei pe care o ai, îi vei molipsi și pe aceștia și vei vedea că bărbatul tău și copiii tăi sunt recalcitranți, sunt nervoși. Nu le merge bine. De ce? Pentru că tu nu ai rezolvat aceste probleme, nu e sinceră cu tine sau nu le scoți în afară în manifestare. Deci de-aia spun, depinde de tine anul 2022, de tine femeie, dar tu trebuie să te raportezi la tine foarte puternic și să știi ce vrei, mai ales pe zona acestor vortexuri energetice 2, 4, 6. De-aia căutați pe internet, căutați cărți și așa mai departe să vedeți cum se manifestă aceste vortexuri energetice la o femeie, deci nu la un bărbat, la o femeie, ca să vedeți ce aveți de făcut, să vedeți să identificați aceste lucruri la, în viața voastră, la voi înșivă, nu, poate că o să fac și eu aici la școala de numerologie o emisie, un podcast, hai să mă folosești așa cuvântul, podcast cu aceste zone, de altfel în acest an 2022 o să avem aici în studio la școala de numerologie mai mulți invitați care vor veni să vorbească despre tot felul de lucruri minunate, tot felul de lucruri care țin de poezia vieții. Nu? Vom vedea ce o fie aia, domnule, poezia vieții. Bun. ce știi tu? Adică cum, ce știu eu? Păi ce știi tu? Ce cunoști tu? Aceste întrebări vor veni în mintea fiecăruia dintre noi pentru că șase am spus că este cifra dascălui și este cifra cea care e șase, da? Și atunci ce în capul tău? Ce cunoști tu? Ce îți place ție? Ce vrei de la viața asta? Ce, la ce ai renunțat pentru a mânca compromisuri? Câte compromisuri ai mâncat? Trăiești în compromis. De ce trăiești în compromis? Ce Către care știință sau latura vieții ești înclinat? Toate aceste întrebări vor vrea să-și găsească răspuns în 2022 în viața ta și în funcție de cunoașterea pe care o ai despre viață, despre sentimente, despre relații, despre orice, 2022 o să vină să te întrebe și tu în cazul în care știi vei lua să un premiu și în cazul în care nu știi va trebui să te apuci de învățat. Este un an în care vom învăța foarte multe lucruri, este un an în care ne vom da seama de multe lucruri, este un an în care această energie a cunoașterii, această energie a dorințelor de a vedea niște lucruri mai bune sau mai puțin bune despre noi sau despre alții, această energie va fi foarte prezentă în viața noastră. Vom fi curioși, vom fi doritori de a vedea ce este înainte. Toate aceste lucruri pe care vi le-am spus și dorința de a cunoaște, dorința de a învăța, dorința de a te raporta la viața asta din alt unghi de vedere, va fi în interiorul nostru la toți. Normal că acum v-am zis toate aceste lucruri și e, sunt convins că mulți dintre voi e posibil să zic Dumnezeu, asta e la modul general, dar Io, io, eu, 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 eu ce fac? Da. Vă mulțumesc oricum că ați avut răbdare cu mine să zic aceste zone generale. De altfel, în anul 2022 vom avea foarte multe emisii aici, în Studiul Școlii de Numerologie, și o să vedeți. O să trecem acum în partea a doua a emisiei noastre, a acestui podcast de previziuni, și o să vă vorbesc despre cifrele de destin, o să vă vorbesc despre cum va fi anul. 2022, în funcție de cifra de destin pe care voi o aveți, și să intrăm acolo în particularități și în anumite lucruri. Bineînțeles, după un minut și un pic de pauză, revenim cu previziunile pentru fiecare cifră de destin. Am revenit cu previziunile pentru fiecare cifră de destin, și vom vedea acum ce e cifră de destin, adică destinația la care tu în viața aceasta ar fi bine să ajungi. Această cifră de destin vorbește despre locul. Unde tu trebuie să ajungi și te vei simți foarte fericit. Pentru a ajunge la acest destin, tu trebuie să mergi pe un drum, și ca să mergi pe acel drum, tu trebuie să faci câte ceva, să ții cont de multe lucruri. Bineînțeles că nu o să vorbesc în aceste previziuni despre cum, în ce fel, cum e drumul, cum ajungi, ce se întâmplă, care sunt astea. Pentru toate aceste detalii, care sunt multe, poți urma cursurile școlii de numerologie. Bun. Am spus că anul 2022 este un an universal 6 și este un an uh, feminin. Un an de vibrație universală, de vibrație feminină, cu multe particularități feminine. Un an par, da? 6 este o cifră pară. Ceea ce înseamnă că oamenii care au o cifră destin par sunt mai bine aspectați în acest an decât oamenii care au o cifră de destin impar. Cum se calculează această cifră de destin? O să vă zic că el fugitivo, bineînțeles. Se adună, ai data ta de naștere, da? 23 a 3 a 1982, să zicem, da? Se adună toate cifrele din data ta de naștere, una câte una, și se reduc de suma acestor cifre, îți dă cât ți-o da, și această sumă se reduce până la un singur număr. Și vor fi cifre de destin, deci de la 1 până la 9. Deci trebuie să-ți dea o cifră care ține de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci 9 cifre de destin. Nu intrăm în particularități, bineînțeles. Particularitățile și detaliile la școala de numerologie. Bun. Și o să începem cu cifrele de destin de la 1 până la 9 în ordine, nu așa cum sunteți voi obișnuiți cu previziunile pe care le fac aici în studio lună de lună, cum ala andala sau cu pare și impare. Nu, aici nu. Vă iau așa astfel încât uh, cei care au cifră de destin 9 vor fi ultimii și cei care au cifră de destin 1 vor fi primii. Din punctul meu de vedere e bine să uh, vedeți cam tot ce se întâmplă până la sfârșit. Bun, Cifra de destin 1. Aceste previziuni pe care eu le fac pentru fiecare cifră de destin de la 1 până la 9, repet, aceste previziuni țin de, de, de lucrurile macro, de liniile generale ale anului 2022, în funcție de această cifră de destin. Detaliile pot fi calculate de voi, din studiind știința numerologiei, bineînțeles, sau. Pur și simplu, ca autodidact, sau învățând, bineînțeles, această știință a numerologiei, și văzând cum și în ce fel stau lucrurile. Vom vorbi despre zone generale, da? Cifra de Destin 1. Păi, în sens macro, cei cu Destin 1 vor avea un an foarte interesant, din două unghiuri de vedere. Primul unghi de vedere este cel al relației cu ei înșiși. Și atunci te vei uita la tine și vei analiza cine ești tu, ce faci tu, de ce ești tu, pentru ce ești tu. Se vor simți foarte însingurați. Vor vrea să se însingureze pentru a afla multe lucruri despre ei înșiși. Al doilea unghi de vedere este cel al șansei dacă ești pe vocație, este necesar să fii pe vocație ca să profiți tu cel cu destin 1 de șansa pe care o vei avea în 2022. Dacă nu, în singurarea va pune stăpânire pe tine, singurătatea va pune stăpânire pe tine și te vei simți așa într-o zonă foarte interesantă în care tu vei fi în stânga și lumea va fi în dreapta cam așa ceva. Efectiv, cel care are destin 1 mai are o zonă foarte interesantă de manifestare și anume, această zonă a revelației. Normal, nu vă așteptați acum ca toți cu destin 1 să aibă în fiecare zi o revelație. Mai mult cei care sunt într-o zonă de cunoaștere a vieții de uh, scufundare. În problematica existențială, universală, mai mult cei care sunt aplecați către o zonă spirituală înaltă, ei poate vor avea ocazia de să vadă aceste revelații, adică niște ahauri din acelea. Domne, da, domne, uite, asta este. Mi-am dat seama. După ani și ani, mi-am dat seama. Ia uite, domne, ce chestii. Da? Unii vor avea revelații spirituale. Nu vor în nebuni, da? Deci vor avea revelații spirituale, unii dintre ei. Acum nu mă gândesc că toți o să aibă, da? Deci, v-am spus, cei care sunt în dorința cunoaștere sau au dorință de a cunoaște mai mult, de a se scufunda mai mult în această problematică, bineînțeles, asta depinde și de vârsta pe care un om o are, pentru că sunt perioadele evolutive care vorbesc despre ce e bine să faci sau ce s-ar putea întâmpla în viața ta. Un lucru care este foarte interesant, tot așa la modul general, este că cei cu destin 1 vor avea diferite fluctuații și diferite probleme ale stimei de sine. Ei se vor simți când bine, când rău, vor oscila ca stări de spirit, se vor simți imbatabili, se vor simți cu ceritorii, cu ceritorilor azi și mâine se vor simți nimic. Aceaste, aceste oscilații, dintre toate cifrele de destin, ei le au cele mai mari în 2021 și aici ei vor trebui să se aplece foarte mult să știe despre relația lor cu ei înșiși. De-aia anul 2022 îi va aduce într-o zonă de însingurare sau de singurătate, câteodată de excludere față de societate, tocmai pentru a se uh, gândi la această zonă a stimei de sine și a oscilațiilor care pot veni oscilații de dispoziție, de stare, de imagine de sine, de încredere de sine, de respect de sine și așa mai departe, ei vor fi foarte prinși în acest domeniu și vor vrea să cunoască mai multe. Bun. Din punct de vedere al zonei că o să luăm așa pe trei zone afecțiune, da? relații, financiar și profesional. Din punct de vedere al zonei afective emoționale, cei cu destin 1 vor avea destul de multe lucruri de făcut. De ce? Nu este un an chiar foarte bun din, punct de, din punctul ăsta de vedere pentru ei și dacă nu este un an foarte bun pentru ei, vor trebui să stea strâm să ce drept. Adică din punct de vedere afectiv, emoțional, ei vor trebui să vadă ce înseamnă pentru ei relația afectivă emoțională și vor fi în momentul în care habar n-au și zic așa că merge totul de la sine, vor fi zdruncinați în această zonă și se vor fi destul de ușor părăsiți, se vor despărți, vor fi excluși. Deci nu este un an foarte bun din punct de vedere afectiv-emoțional. Unii dintre ei, nu toți, chiar foarte puțini, vor avea șansa de a-și întâlni uh, persoana dragă, aleasa sau alesul, dar foarte puțin. Majoritatea, din punct de vedere afectiv emoțional, uh, se va simți destul de constrânsă, destul de aiurea și nu va fi chiar un an atât de bun pentru ei din unghiul ăsta de vedere. Uh, dar e bine să te gândești la tine, este bine să vezi ceea ce îți dorești tu din punctul ăsta de vedere și să te îndrepti în zona aceea. Din punct de vedere financiar, din punct de vedere financiar, cei care sunt pe vocație în destin 1 vor avea anul acesta în anumite luni, și o să vorbim asta pe parcursul anului, în anumite luni vor avea șansă financiară. Cei cu destin 1, ca să zic așa, o lună cu șansă financiară sau prima lună cu șansă financiară va fi februarie o altă lună cu șansă financiară va fi mai. După aia va mai fi una care va mai fi octombrie. Nu octombrie, noiembrie, îmi cer scuze. Așa. Vor avea și șansă financiară, da? Unii care sunt pe vocație. Dar e bine să ai grijă la bani, e bine să fii cumpătat, este bine să îți dai seama că lucrurile nu sunt, adică sunt bune, dar ține, fi cumpătat. Asta este foarte important. Din punct de vedere profesional, iarăși este foarte important să te pui pe vocație. Vei avea șansa și revelația unii de a se pune pe vocație, de a găsi vocația așa, dintr-o dată. Și să se pună pe vocație. Alții care nu-și doresc și consideră că ei sunt lombelico del mondo, vor avea un an în care vor bâșbâi din punct de vedere al vocației, vor avea un an în care ei se vor confrunta cu destul de multe dificultăți pentru că nu vor ști ce să aleagă, nu vor ști, nu se vor simți chiar confortabil în zona aceasta și ne simțindu-se confortabil uh, nu vor ști ce să aleagă. Va fi un an destul de interesant pentru cei cu destin 1, uh, dar, mă rog, nu e nicio problemă. Un 2021, ați avut un 2021 bun, uh, cei care ați profitat de 2021 cu destin 1, da? care ați profitat de 2021, care a fost un an din punct de vedere financiar și afectiv, emoțional și profesional bun, dacă ați profitat de el, veți trece ușor peste 2022. Dacă nu, asta este. Oricum, stați liniștiți că la anul o să fie un an benefic pentru voi. La anul 23, 2023. Bun. Cifra de destin 2. E, această cifră de destin 2 este bine în 2022. Păi iată doiul care vine și se aspectează extraordinar de puternic în nu numai de doi dăm. Da? Și atunci tu dacă ai cifră destin 2, ești în flux. de anul pentru tine va fi unul extraordinar de bun dacă știi să profiți de el. Bineînțeles că dacă stai cu fundul pe cămașă și nu te interesează absolut nimic, Uh, și mai mult unii din destin doi sunt ăștia mai nehotărâți așa, ori la stânga, ori la dreapta, ori la și, ori și, nu e ce trebuie. Fii mai hotărât, mai uh, activ, să spun așa. Dacă ești în felul acesta, anul îți va aduce o forță, o putere fantastică de manifestare la nivel social. Pentru voi anul va fi unul care vă va scoate din casă, vă va scoate în lume și vă va arăta Societății cu tot ceea ce este bun în voi, dar și cu tot ceea ce este rău în voi. Și atunci este un an benefic în care cei care sunt bine cu ei înșiși vor profita de toate roadele sociale, de bani, de tot ce înseamnă profesie, tot ce înseamnă afectiv, emoțional. Deci este un an foarte bun pentru voi, mai ales dacă ieșiți afară. Dacă stați încoiați în casă, nu o să fie chiar foarte bine, pentru că voi oricum veți avea această tendință de a vă izola, de a sta în casă, de a nu ieși, câteodată chiar și de frică, de a păstra cadrele vechi. Iarăși, o oportunitate pentru Destinul 2: de a părăsi cadrele vechi și de a se avânta la nivel social pentru a găsi alte cadre de manifestare alt fel de a fi la nivel social sau în cazul în care voi aveți un cadru de manifestare pe vocație pe familie bun totul e minunat voi veți putea să măriți să dezvoltați acest cadru de manifestare al vostru ceea ce este minunat. Nu? Dar dacă nu aveți un cadru optim un cadru minunat care este în manifestarea vieții voastre va trebui să ieșiți afară, să-l aruncați la gunoi pe ăsta vechi și să vă reconstruiți un alt cadru. Bineînțeles că succesul financiar, succesul profesional va fi de partea voastră, totul se găsește afară, totul se găsește în lume, totul se găsește în societate, nu acasă. Aveți curajul să ieșiți, aveți curajul, dacă sunteți pe vocație, să ieșiți în public, să ieșiți în societate. Dacă nu sunteți pe vocație, aveți curajul să căutați acea vocație a voastră afară, la nivel social, în alți oameni, cu alți oameni și așa mai departe din punct de vedere afectiv emoțional aveți șansa foarte bună de a vă mări cadrul de manifestare de a reînfiripa o relație afectiv emoțională, o relație de iubire, de a readuce iubirea în familia voastră sau în relația voastră, dacă nu aveți așa ceva, o șansă foarte puternică de a vă găsi iubirea de a vă găsi persoana dragă Afară, în societate, nu mai ești și nu o să vă bată la ușă alesul inimii. Să zicem cum așteaptă Doamnele mereu să le bată la ușă alesul inimii. Nu o să vă bată, dar dacă ieșiți afară la un simpozion, la o sindrofie, ceva, el e acolo. Succesul acesta afectiv-emoțional pentru voi va fi unul extraordinar de mare găsit afară și ceea ce este important este că Veți avea șansă, adică nu veți găsi o relație, să spunem, așa, pasageră. Puteți găsi, dacă vă doriți, bineînțeles, și o relație pasageră, dar dacă nu vă doriți, puteți găsi și o relație pentru o durată lungă de timp. Din punct de vedere financiar, iarăși, o aspectare foarte bună. Va trebui să aveți grijă la. Ego, va trebui să aveți grijă. Pentru că succesul va fi destul de puternic și o să vă luați în cap, așa. Și atunci, dacă vă luați în cap, lumea vă va taxa. Uh, direct, adică azi ai succes și mâine te taxează. Deci trebuie să fiți cumpătați în zona de manifestare a orgolului și a ego-ului, nu. Ca cei cu destinul să fiți cumpătați la bani Voi o să aveți, dacă sunteți și pe vocație, o să aveți foarte mulți Dar oportunitățile financiare vor veni la voi Pentru cei cu destin 2, iarăși, moșteniri Dacă aveți de primit sau așa mai E posibil să, să primiți, să se rezolve diferite probleme În ceea ce privește moștenirile Sau banii pe care i -i aveți de primit de undeva De la rude, neamuri și așa mai departe sau din altă parte, prime, bonusuri și așa mai departe, vor fi destul de bine aspectate în viața voastră în 2022. Deci un an financiar destul de bun, chiar foarte bun, nu destul de bun, un an financiar foarte bun pentru voi, mai ales dacă ești pe vocație, va fi minunat. Dar trebuie să fii corect, trebuie să nu ai orgolii ego, să nu ți în cap. Pentru că dacă ți-o iei în cap, vei putea pierde. Trebuie să ai grijă în zona de datorii, în zona de lucruri pe care le ai de dat. E bine, având acest succes financiar, să... Ai, să plătești pur și simplu dacă ai anumite datorii, dacă ai anumite lucruri, să le plătești, să le aduci la zi sau să scapi de ele. Din punct de vedere profesional, vocația îți va bate la ușă, e de ajuns să-i deschizi. Vei simți în interiorul tău acest lucru că ai fi bun în domeniul cu tare sau ai fi bun în domeniul cu tare. Ieși afară, du-te în domeniul respectiv, renunță la cadrele plicticoase, renunță la tot ceea ce nu ți-a făcut bine din punct de vedere profesional, din punct de vedere a rutinei profesionale și îmbrățișează acele noi cadre de manifestare acele noi lucruri care te pot pune pe tine pe vocație ai șansa să fii văzut sau să fii văzută ai șansa să ieși în evidență cu ceea ce este mai bun în tine și ceea ce este mai frumos în tine în ceea ce privește vocația și profesia ta dacă în sufletul tău crezi că acel lucru care ți-o veniție în suflet și care îl ai acolo îți este benefic, ieși afară cu el și mergi și dezvoltă. Este un lucru extraordinar de interesant că, efectiv, energetica anului și energetica ta te scoate în afară tocmai pentru a da piept cu această vocație a ta și te va constrânge să fii acolo pe vocații. Și cei care vor să se uh, ambiționeze să rămână în cadrele vechi de manifestare se vor simți excluși, se vor simți, chiar se vor îmbolnăvi unii dintre ei. Pentru că, pur și simplu, plictiseala își va pune amprenta pe tot ceea ce înseamnă viața. Că e profesională, că e afectivă, că e... Deci, dacă n-ai îndrăzneală, plictiseală scrie pe tine tot anul. Și singurătate, bineînțeles. Bun. Pentru destinul 3. Am spus puțin mai devreme că în anul 2022 cifrele pare să simt foarte bine, cifrele de destin pare să simt foarte bine. 3 este o cifră de destin impară, dar el, acest 3, se simte foarte bine în prezența lui 6. Și simțindu-se foarte bine în prezența lui 6, iată, găsim pentru cei cu destin 3 un an bun. Chiar dacă destinul 3 este o cifră impară. Dar el simțindu-se foarte bine cu 6, se aspectează în 2022 acest destin 3 foarte bine. Ceea ce este foarte interesant este că destinul 3 se, vă, se aspectează foarte bine în zona de transformare personală, de transformare socială, de transformare a tot ce înseamnă el însuși. Normal că dacă tu nu-ți dorești transformarea, nu e nicio problemă. Anul va veni cu o presiune foarte puternică asupra ta încât te va forța să te noiești, să te transformi. Mai rău sau mai bine? Este bine să înțelegi că este un an foarte bun transformării, acest 2022 pentru tine care ai destin 3. Este bine să înțelegi că e un an al transformării și să vii în întâmpinarea înnoirii vieții tale, transformării vieții tale din toate unghiurile de vedere. Și dacă vine în această întâmpinare, lucrurile se vor întâmpla magic, lucrurile se vor întâmpla extraordinar de bine. Dar dacă opui rezistență, dacă ești reticent sau reticentă, normal. Dacă zici că nu se poate, că nu cred, că dacă și cu parcă și-au luat o barcă și tot așa, încep cu tot felul de chestii de genul ăsta, analizezi tu, te gândești tu în plus, ești circunspect, ești sceptic, ești nu știu cum, toată această analiză, toată această scenarită, am putea să-i spunem, te va opri pe tine din transformare, te va opri pe tine din aprinde trenul înnoirii tale și te va aduce într-o zonă, oricum te vei înnoi, deci că vrei, că nu vrei, oricum se va întâmpla, dar te va înnoi într-un sens de și mai sceptic, și mai uh, destructiv, autodestructiv, și mai autodestructiv. Pentru că toată această scenarită, dacă tu nu îndrăznești. Mai sunt oameni care au destin trei și nu îndrăznesc. Cei drept puțini, dar mai sunt. Destinul 3 este un destin foarte norocos. De obicei, oamenii cu destin 3 au o șansă foarte mare în viață sau au șansă în viață destul de mare. Iată că acest 2022 vine să le mulțească șansa, să le transforme șansa. Dacă ești și pe vocație ca destin 3, succesul va fi de partea ta într-un an 2022. Dacă nu ești pe vocație, te, vei, te va arunca anul în vocația respectivă ți se vor închide toate drumurile numai ca să te duci acolo pe vocație. Iată cu forța se va întâmpla această noire a ta. Dar în momentul în care tu ești conștient și vrei mai mult și știi ce vrei de la viață, totul se va transforma. Dacă te duci într-o zonă sau să ne ducem în zona afectivă emoțională a celor cu destin 3, aici trebuie să gândim sau să ne uităm și dintr-un unghi de vedere emoțional, ei nu o să fie chiar așa de aplecați către această zonă de a dărui sentimente, de a fi iubitori, de a... O să cam uite treaba asta, ei vor fi mai mult în anul ăsta mai mult mentali. Adică această zonă de emoțional afectiv o să o țină undeva numai pentru ei, și pentru persoanele dragi, în cazul în care există bineînțeles persoane dragi în viața lor, nu așa pentru toți. O să fie foarte selectivi, o să fie foarte circunspecți, bănuitori și așa mai departe în această zonă afectivă emoțională. Dar în momentul în care ei. Au încredere și știu în cine a să aibă încredere, afectiv, emoțional mă refer, da? Vor, se vor dărui pe ei înșiși, se vor duce cu totul și vor transforma și vor aduce relația asta într-un nivel foarte mare. Dar dacă nu, atunci vor rămâne rezervați. Vor rămâne întrebători, vor rămâne în așteptare. Vedeți o atitudine destul de interesantă în cazul în care ei știu ce vor, ei știu ce iubesc, pe cine iubesc, ce vor de la relația afectivă, se vor dărui cu totul, dar în momentul în care nu știu, vor rămâne rezervați, vor rămâne așa ca niște o stană de piatră, nu știi ce vrea asta, dacă mă mai iubește sau nu mă mai iubește. Păi dacă stă rezervat, nu te mai iubește, ca să îți dai răspunsul direct. Um, și atunci, iată cum această zonă foarte interesantă, de ori de dăruire totală, ori de abținere totală, va veni în anul 2022 să-i aspecteze pe cei cu destin 3 în zona, Afri, în, în zona de relații. În zona financiară, e bine. După ce a fost bine anul 21, mai e bine și anul ăsta și e bine și anul viitor. Deci voi sunteți bine uh, cu bănușării. Așa cum am spus, anul 2022 este un an al dascălui, este un an al armoniei, al vocației. Dacă ești pe vocație și ai destin trei și ești pe vocație, viața ta se va noi, se va transforma din punct de vedere financiar. Uh, nici nu-ți dai seama în ce fel, adică cu câți câtă prosperitate financiară poți să ai, adică nu realizezi acum la începutul anului câtă, dacă ești pe vocație, adică foarte mult. Dacă nu ești pe vocație, știi cum, e bine așa, adică nu te, te duci într-o zonă ca aia după vocație, dar o să faci bani, nu o să duci lipsă, nu o să fie o problemă financiară, dar o să fie așa, circunspect și o să fie la gigi contra, în orice. Când vezi că ești Contra în orice sau îți vine să fii Gigi Contra și ai destin 3, e clar că s-ar putea să nu fii pe vocație, s-ar putea să ai o problemă financiară. Dar e bine că oricum se întâmplă lucrurile și vei ieși din această paradigmă, dar nu e o problemă. Din punct de vedere profesional, E bine dacă ești într-o profesie care îți place să treci la un alt nivel și vei avea oportunitatea să avansezi, vei avea oportunitatea să crești, să crești nivelul de manifestare la locul tău de muncă, să ieși în evidență. Dacă vrei să schimbi locul de muncă, dacă vrei să te duci ca și profesie într-un alt domeniu sau în același domeniu, dar mai sus, poți să încerci acest lucru și. Ai un procentaj foarte mare de reușită pentru că oricum nu mai merge ca înainte, oricum trebuie să te transformi. Și toate sunt minunate în momentul în care tu dinamizezi acest lucru. Vedeți foarte mult în anul 2022 vorbim despre această dinamizare, despre acest pragmatism și aceste, această acțiune a ta. O să vedeți că la toate cifrele de destină să vorbesc despre această acțiune, adică tu trebuie să faci ceva. Nu poți să stai că spică în cer. N-ai cum. Și să spice în cer nu prea merge așa. Nu prea, nu prea, sunt ani în care să spice în cer ceva. Poate spică, nu știu, să zic așa, prin 2029, așa îți mai pică ceva, dar până atunci nu prea e. pentru că avem niște cifre foarte dinamice, 6, ăsta este o cifră pragmatică, a pragmatismului, a agresivității și el vine să te scoată din o zonă. Da, este și o cifră armoniei, da? nu e armonia armoniei, dar nu plictiseală. Da? așa. Bun. Cifra de destin 4. Această, această, cifră de destin 4 E interesant, știți de ce e interesant această cifră de Steam 4? Pentru că paradigma decadei în care suntem, 202, e un 4. 202, 0, 202, 1, 202, 2, acum, până în 202, 9 vedeți această paradigmă, această decadă în care suntem 202, un 4 totuși, nu? Asta ar însemna că în un deceniu, începând în 2020 până în 2029, cifra de destin 4 ar trebui să fie foarte bine aspectată. Și totuși nu e chiar așa. De ce? Pentru că 22 ăsta, despre care eu vorbesc acum și particularitatea anului 22, da? Uh... Ține de afectiv emoțional. Iar tu, dacă ești cifră destin 4, poți avea o decadă minunată, și revenind acum la 2022, poți avea un an extraordinar de bun. Dar întrebarea vine. Ce vrei tu să faci concret și clar? 4. Vedeți concretul, fapta concretă, adică să vede obiectul. Na, asta e 4. Să vede. Așa, ce vrei tu să faci concret cu viața ta și cu tine? Dacă ai răspunsul ăsta la întrebare, 2022 vine și te propulsează. Puf, ai de mine, extraordinar. Deci nici nu-ți dai seama când se întâmplă minunea. Dacă știi să răspunzi, dacă tu încă bâșbâi prin viața ta, să că e bine așa, e safe, e totul. Vedeți, patru, ăsta te și încadrează, că e bine așa, te teamă, te frică. 2-2 e particularitatea anului 2022, e un 4 ăla. Și atunci aceste sentimente de nesiguranță, aceste sentimente de îndoială aceste sentimente pe care tu le ai în tine și nu poți să le faci față și nu le lasă iasă, se transformă în frustrare, se transformă în angoasă, se transformă în frică, se transformă în multe lucruri, ele te vor măcina pe interior, și nu te vor lăsa în 2022 și chiar până în 2029 să faci ceva. Și tot timpul vei pierde vremea. Te vei învârti și te vei măcina în sufletul tău și gata. Și nu o să faci nimic. Și vei fi, mai ales în 2022, te va vedea lumea așa. Și o să zic că au tristul ăsta sau tristă asta, sau frustrat ăsta sau frustrat asta, sau fricoasa asta sau fricosul ăsta nu mai, nu mai, că uite-te, știi cum, nu mai, lă, lăsăm în pace. Adică după ce că tu ai simțit într-un fel, parcă spui așa o etichetă pe frunte și va scrie fricos, frustrat, orgolios, nesigur. E, toate aceste lucruri, dacă sunt în interiorul tău, e bine să încerci să le scoți în afară, să scapi de ele, să le transformi și să aduci identitatea ta așa cum îți dorești tu să fie această identitate în bună știință și știind tu cum vrei să fii, anul 2022 te va propulsa efectiv într-un succes fantastic. Dar trebuie să știi, trebuie să înțelegi acele sentimente din tine, să înțelegi cine ești tu. Este un an extraordinar de interesant și vă vorbesc de aceste sentimente din interiorul vostru celor care aveți destin 4 Pentru că ele vă vor da de furcă anul ăsta Adică va trebui să nu reacționați Va trebui să nu faceți în toate felurile Că o să vă vină să urlați O să vă vină să faceți în toate felurile Cei care vor ieși în evidență O să iasă în evidență cu ceea ce sunt ei Adică dacă ești frustrat cu frustrarea ta Dacă ești un om, un profesionist în domeniul cu profesionistul din tine dacă ești un om frumos, chiar și fizic, da? Fizic și interior, vei ieși în evidență cu frumusețea ta. Dacă ești urât, vei ieși în evidență cu urățenia ta. Deci, iată că e, acest 2022 te scoate în față pe tine de stim 4, așa cum ești tu. De-aia îți recomand ca în 2022 oglinda să fie prietenul tău să știi cum te manifesti, să știi să lucrezi cu tine și să știi care este relația ta cu tine și să știi ce vădăște la alții, la tine. Ca să vezi în momentul în care vei ieși în societate cam ce generezi, cam ce sentimente generezi. În momentul în care vei ști treaba aceasta, toate ți se vor deschide. Iată ce importantă este relația cu tine însuți, cel care ai destin 4, în acest 2022. Această relație și cum este această relație îți va aduce ție succesul sau insucces. Nu e greu, pe de-o parte, dar pe de altă parte, cei care au destin 4 și trăiesc în copy-paste-ul vieții și în plictiseala vieții, acestora le va fi foarte greu. Pentru că ei sunt obișnuiți și patru ăsta te încadrează. Dacă tu nu faci nimic, el ce la nimic, lasă că faci altul. Tu fii acolo, în pătratul tău, stai liniștit. Și atunci nu o să fie chiar așa de bine. Afectiv, emoțional. o să-ți meargă extraordinar de bine din punct de vedere afectiv, emoțional. tot ceea ce e în interiorul tău o să fie relevat și de cel de lângă tine. Bineînțeles, trebuie să-i spui, trebuie să-i arăți că îl iubești sau dacă l iubești, trebuie să le-i arăți sentimentele pe care tu le ai. Pentru că ăsta este în partea afectivă emoțională light motivul anului, da? Dacă eu îi arăt celui de lângă mine, că e bărbat sau că e femeie, nu contează, celui de, mine, de, lângă mine, că îl iubesc, că țin la el sau care sunt sentimentele mele pentru el, acel om îmi va dărui în plus deci îmi va dărui ceea ce îi dăruiesc eu și ceva în plus. Este foarte interesant. Această relaționare de ce îi dăruiesc eu îmi va dărui ceva în plus, va merge și pe negativ. Adică dacă eu îi dăruiesc fricile mele, frustrările mele, îmi va dărui fricile lui, frustrările lui și ceva în plus. Deci tu trebuie să te gândești care ai destin 4, că Anul 2022 este extraordinar de bun pentru tine, afectiv, emoțional, dacă e sincer cu tine și cu cei de lângă tine. Și atunci îți va aduce și relația pe care o visezi, îți va aduce și partenerul pe care îl visezi, îți va aduce tot ceea ce îți dorești tu din punct de vedere afectiv, emoțional. Dar dacă umbli cu, cum să spunem poporul, cu cioara vopsită, o să vezi exact că nimerești cioara care nu e vopsită. Și atunci o să zici, Doamne, dar eu n-am noroc în viață. Eu nu pot să așa. Păi nu poți pentru că te minți pe tine. Nu poți pentru că nu e sinceră sau sincer cu tine. Și pentru că umbli cu tot felul de combinații, cu tot felul de lucruri care nu-ți fac cinste. Emoțional vorbesc acum. Da? Ok. Și atunci a fi sincer cu tine și apoi vei găsi. Adică fi sincer ce-ți dorești sau sincer, normal. Că vorbesc mai mult pentru Doamne acum, că Doamnele își doresc mai abitiraș. Din punct de vedere financiar, din punct de vedere financiar te vei evidenția. Adică cum asta? Vor fi unii cu destin 4 care din niște plictisiși plafonați și nei ca nimeni vor ieși în evidență pentru că ce vor gândi ei? Nu m-am săturat, eu fac ce vreau în viață. Și în momentul când au făcut switch-ul ăsta, Vedeți, pe vocație aici. Când au făcut switch ăsta, ei vor ieși în evidență extraordinară de mult și vor avea un succes fantastic. Se va vedea talentul lor, se va vedea cine sunt ei. Vor ieși așa în evidență și vor lumina ca niște reflectoare extraordinare, așa cum le-am eu pe pe lângă mine pe aici. Deci, efectiv, vor lumina. Pentru că ei au vrut să iasă în evidență. Pentru că ei au zis, domne, asta vreau să fac. Și atunci banii vor veni foarte mulți și notorietatea vor veni foarte mult la ei. În cazul în care să ne, sunt nehotărâți, hai să vedem, stai, mai stai un pic, mai stai un pic. Așa o să stea și banii și vocația la voi. Mai stă un pic. Cât ai tras în spate, cu cât ai fost mai așa, mai retras, mai nu știu cum, cu atâta și banii se vor simți aiurea, adică nu vor veni la tine. Și ai nicio problemă. Dacă tu nu vrei, nu e. Vedeți ce înseamnă pentru destinul 4 în 2022? Înseamnă curaj. Înseamnă curaj. Și atunci și afectiv, emoțional, și financiar, și profesional vei fi bine. Dar dacă nu ai curaj și vei sta în pătrățica ta cu cap între urechi, mai pierzi un an. Nu e nicio problemă. Mai ții minte 2020, dacă l-ai pierdut, vezi să nu pierzi și pe ăsta. Da? Nu e nicio problemă dacă îl pierzi, că ai deca, e decada aia ta, adică Universul are răbdare cu tine până în 2029. Dar dacă pierzi 10 ani, sănătate după aia. O să mai fie aspectat așa, câte puțin, câte puțin, dar nu atât de bine ca în această decadă. Mă rog, asta este, tot înainte, adică vedeți tot ceea ce este bun în viață, tot ceea ce este minunat în viață, vine cu o responsabilitate foarte mare. Nu poți să fii bun și să n-ai nicio responsabilitate. Nu poți să fii uh, cunoscut și să n-ai nicio responsabilitate. Nu poți să fii un om al lumii și să n-ai nicio responsabilitate. Nu poți chestia asta. Și pentru asta trebuie, în primul rând, curaj. Deci dacă vrei tu destin 4 uh, să-ți meargă bine anul 2022, nu bine, foarte bine, îți trebuie curaj. Atât. Destinul 5. Păi 2021 a fost un an universal 5, adică bănuiesc că ți-a fost bine anul care a trecut în 2000, nu ți-a fost bine? ai e, îmi pare rău de tine. În 2030 o să fie bine și pentru tine. Uh, da. Ai auzit bine? 2030. bine, până atunci o să fie așa și așa, așa. Nu o să stai degeaba așa. Mai ales că tu ești destinul 5, ești jokerul care imediat te combini, imediat te descurci, imediat te infiltrezi. 2022 este un an universal 6 și vine lângă tine 5 -ul. El vine așa lângă tine, dar Vine pe o zonă foarte interesantă, uh, și anume de alegeri. O să vină, dacă poți să te gândești așa, tu care ai destin 5, uh, anul 2022, o să vină la tine cu taraba așa. O să vină cu o tarabă cu tot felul de lucruri. Cu tot felul de lucruri. Că sunt din zona de profesie, că sunt din zona de vocație, că sunt din zona financiară, afectiv-emoțională, tot felul de lucruri. În fața ta, așa, o să vină cu toate tu va trebui să alegi. Tu care ești un joker, alegi așa la mișto câteodată sau dacă alegi, alegi bine, depinde și de cum ești aspectat pe numerograma aia. Dar e bine că alegi și vei alege. Dar va trebui să-ți asumi răspunderea alegerilor, pentru că dacă vei alege prost, va veni să te taxeze. Dacă vei alege bine, va veni să te motiveze. Și atunci, acest an 2022 va fi un an așa încumpănă pentru tine destin 5 va fi încumpănă, domne o fi bine, o fi rău mai ales că 5 este și o cifră stimei de sine și după ce că tu ești așa cu o fi bine, o fi rău după ce că tu ai diferite fluctuații de stimă de sine în anumite momente ale vieții tale sau în anumite momente prin care treci anul ăsta vine și ți le activează și ți le aduce să fie, să fie aceste îndoieli aceste transferuri de stimă de sine de la agonie la extaz o să fie și mai puternice. O să te simți așa că ești al nimănui. Că tu nu mai contezi. Mai țineți minte destinul unu, ieși ăla singurat pe acolo, vezi, poate îl găsești. Că pe ăla e posibil să-l găsești pe acolo ca și tine. Pentru că tu te vei simți al nimănui așa. Sau în alte ocazii te vei simți lombelico del mondo, te, voi, te vei simți cel mai tare. O, aleo, cine e ca tine? Nu-i nimeni ca tine. Azi. Că mâine iar te vei simți aiurea, că bă, dar ce aiurea am fost eu, că ieri mă simțeam așa astăzi nu mai Vedeți? Aceste oscilații foarte interesante care țin de identitate, care țin de personalitate, care țin de felul tău de a fi, a fi, folosesc verbul a fi, felul tău de a fi, Felul tău de a te uh, manifesta tu cu tine, tu pentru tine, tu în uh, modul în care viața ta se desfășoară. Alegeri. Unii dintre oamenii cu destin 5, dar vedeți că numai unii, adică nu toți, da? Deci unii, puțini, foarte puțini. Dintre oamenii cu destin 5. pot ajunge să aibă niște revelații spirituale fantastice. Deci, pur și simplu, vor avea o șansă revelatorie a vieții. Deci, șansa revelatorie a vieții, vă dați seama ce e important, vă dați seama, unii, puțini, foarte puțini, din Destinul 5, vor lua contact cu sensul vieții prin revelații. Asta e ceva extraordinar. Asta nu se întâlnește prea des la oameni și asta nu se întâlnește. Dar în, dintre toate cifrele destin de la 1 până la 9, cei cu destin 5 în 2022 pot avea chestia asta. Bine, acum nu vă apucați acum să dați pe Facebook că ați ajuns la revelație, că sunteți maiștri, că ați văzut voi, că știți voi, că nu asta. E... Maestria și Revelația te aduc în tăcere, ca să știți. Orice om care să laudă că e maestru, nu zic maestru, că de-aia zic maestru, da. care e maestru, simte nevoia să laude, dar care este maestru, Revelația și Maestria te aduc în tăcere. Pur și simplu, nu simți nevoia să ieși în evidență, să dai mesaje că ești tu maestru, să cai tu 22-33, ai învățat tu nu știu ce avioane în cap. Habar n-ai ce e dar tu scrii acolo că ai nevoie de validare, estimă de sine și uh, afecțiune. Nu. Revelația și maestria aduc tăcere. E unicul destin cinci. Puțini, foarte puțini, vor avea așa ceva. Vor, lor li se va releva sensul vieții în 2022. Cum? Nu știu da se va întâmpla. pentru puțin, nu mult, da? Din punct de vedere afectiv emoțional, o să fii atât de nehotărât și o să ai atâtea oportunități cu colega, cu vecina, cu tu, ce mai o să vină pe capul tău oportunitățile și o să ai de unde să alegi. Problema e alta, că atât de nehotărât o să fii încât e posibil să ratezi alegerea. Deci, oportunitățile din punct de vedere afectiv emoțional vor veni, dar gândește-te la relații care nu vor fi decât așa, niște relații unde te vei îndrăgosti, va fi minunat, poezia vieții frumos, tra -la, la dar e posibil să treacă pe lângă tine aceste relații și e posibil ca în 2022 tu să ai multe, foarte multe relații. Tocmai pentru că îți va fi dificil să alegi și o să vină și Dumnezeu la tine, o să facă mișto de tine și o să-ți dea numai persoane minunate, ca să vedem din 10 pe care o alegi. Și atunci nu o să, că dacă nimerești de alegerea între una bună și una mai puțin bună, știi că e pe aia bună, e ușor. Dar o să ai două, o să a fi situația în care să alegi din de două, trei uh, lucruri bune sau persoane bune sau două, trei persoane proaste și o să iei rău cel mai mic. Deci vei fi pus în diferite alegeri de genul acesta, și afectiv, emoțional, și, din, și în familie. Dacă ești un om cu desinci și care ai familie, iarăși vei fi pus în foarte multe, în situații în care să alegi să stai în relație, să te desparti, să stai să te desparti. Ce o să faci tu, e evident, cred. Dacă nu știi, aia e, o să vezi. Dar cine și-a dat seama ce o să facă, și-a dat seama. Uh, și de aia o să fii pus în aceste dileme, în aceste zone de a alege. Nu e rău, nu e bine. Important e să fii sincer sau sinceră cu tine însuți, sau cu tine însăți. Asta e cel mai important, tu care ai destin cinci, să fii sincer. Din punct de vedere financiar. Din punct de vedere financiar o să fie foarte interesant, și anume iarăși cu taraba, da? Vor veni situații în viața ta uh, foarte interesante, foarte bune și dacă îți pică fisa și alegi că ți-a picat fisa repede, uh, vei beneficia de oportunitate. Dar dacă nu, nu va trece pe lângă tine. Deci din punct de vedere financiar, dacă prinzi oportunitatea, dacă ești vigilent sau vigilentă și prinzi oportunitatea, în momentul respectiv, financiar vorbind, e perfect. Dar dacă nu prinzi oportunitatea, din punct de vedere financiar... Nu o să fie chiar atât de bine. Așa că e mai bine să -ți ții banii, la. adică să fii cumpătat cu banii, nu să ți ții, da, să fii cumpătat cu banii și să-ți dai seama cum funcționează această energetică. Vei avea uh, probleme de identitate în anul 2022. Adică te vei simți, cum am spus și la început, marginalizat, te vei simți uh, neglijat și așa mai departe. Încearcă să lucrezi cu tine, să te uiți în oglindă și să-ți dai seama că nu e chiar așa. Din punct de vedere profesional, al vocației, vei avea iarăși taraba, că ți-am zis că vine 2022 cu taraba la tine, vei avea de ales iarăși să rămân aici, să mă duc în altă parte, Să rămân, pentru că vor fi alegeri în care în altă parte va fi nașpa, la tine e nașpa. E rău la servici, e rău la altă oportunitate. Va trebui să alegi rău cel mai mic. Sau la tine la servici e mișto, e bine, îți place, dar în altă parte e și acolo bine, dar e bine, din da, e bine și a, e bine și a, Iar va trebui să alegi. Uh, și toate lucrurile astea uh, pe alegeri vor fi în funcție de relația pe care tu o ai cu tine însuți și de, în funcție de inspirație. Adică inspirație, trebuie să-ți vină intuiția aia, inspirația aia, din prima ce ți-a venit, a, dacă ții cont de aia te-ai scos în 2022, tu care ai destin 5. Dacă stai pe gânduri mult, ratezi ocazia. Bun. Destinul 6. Destinul 6, ca și anul 2022, este un an 6, este un destin favorizat. Este anul tău. Ce vrei de la viață? Nu știu. Foarte bine. Că nu știi ce vrei de la viață, o să trăiești un an liniștit, nu o să întâmple nimic, o să stai să mănânci la fel, cum zic eu, parizel pe capota mașinii. Să fie bine, nu se întâmplă nimic, totul e frumos. Stai liniștit. Că, ai? Știu ce, știi ce vrei de la viață? Da, știu. Păi dacă știi, în momentul respectiv, toate ușile nu se vor deschide. Ceea ce este foarte interesant, că dacă tu ești destin șase și știi ce vrei de la viață, clar, concret, cuantificabil, pragmatic, pentru că un om cu destin șase nu e așa la în capului e alandala ala în capul lui, dar e cam așa, e, se întâmplă chestia asta pentru că e vorba de bani acolo. Eu știu foarte mulți oameni cu destin 6 care n-ar lăsa banii de mână nici morți, adică îi puști în cap, dar moare cu bani în mână. E, și li se întâmplă multe în viață datorită acestui pragmatism financiar, adică știu femei care sunt singure din cauza banilor, că bani mii, bani mii. știu bărbați care sunt singuri tot așa din cauza banilor, bani mii. Ei, când așa să vă faceți o mormânt mai mare, ca să vă pună și bani acolo, că vin profanatorii de morminte și vă iau bani și voi tot morți o să fiți. Șase este, vedeți ce e interesant, pentru că este și cifra financiară, dar este și cifra iubirii. Și atunci dacă tu nu ești în stare, tu cu destin șase să aduci iubirea în viața ta, o să rămâi prosper, dar fără iubire de aia îți spun că 2022, așa cum am vorbit, sunt multe cifre feminine, sunt multe cifre de apă, multe cifre afective emoționale, tu ești obligat ca și oportunitate, pentru că ești destin șanse, să aduci iubirea în viața ta. Și vei avea șansă fantastică să aduci iubirea în viața ta. Numai că îndrăznește, acționează în direcția asta, fă ceva, nu aștepta să spice în cap. Mă refer la iubire, că la bani n-aștepți, te combini imediat. Așa, mă refer la iubire. Iubire în adevăratul sens al cuvântului. Nu iubire așa că viști tu și te pup cu cineva. Nu, iubire în sensul emoțional, afectiv, în sensul frumosului, poeticului. Asta e cea mai mare oportunitate ta, mai ales pentru femei, pentru că este un an, fi, este un an feminin, 2.46, m-am spus mai devreme mai ales pentru femei, aduc chestia asta, nu mai fi doamna de carieră singură cu o grămadă de bani și nu te pupă nimeni. Că știu la cine, cunosc astfel de persoane, știu ce vorbesc. Nu mai fi asta și cred că ele se simt acum când zic chestia asta, da? Că dacă văd de această emisie și o să o vadă, că știu că sunt curioasă. Și atunci nu mai fi așa, ieși pentru că este un an de oportunitate fantastică. Bărbații care sunt destin șase, iarăși, oportunitate fantastică, puneți ordine în viață, în familia ta, dacă este ok, mergi înainte și dezvoltă, în zona ta financiară, în zona ta profesională, iarăși mergi înainte. Este un an care pe toate palierele, este un an de succes pentru tine care ai destin 6. Dar de am și spus la început, măi știi ce vrei, că există un 12 acolo care îți aduce prosperitate pe toate cadrele de manifestare, că este afectiv, că este profesional, că e financiar, că e nu știu cum. Știi ce vrei, da? Și atunci dacă știi ce vrei, tu vrei relaționa cu toate aceste cadre de manifestare și atunci vei aduce tot ce e minunat în viața ta. Tot ce e minunat vei aduce în viața ta. Dar dacă nu știi, și tu, bengăn și mai zici, lasă că să mai fac 2 lei în plus, și după aia văd eu ce fac în viața mea afectivă. Lasă că, uite, importante compania și funcția mea, importante nu știu că 6 sunt e și o cifră financiară, nu? Și oportunitățile financiare pentru tine, destin 6 în 2022, vor fi foarte mari. Și atunci aia o să o plătești cu viața ta afectivă leafata, mărirea de salariu, oportunitatea de business care va veni și îți va aduce prosperitate nemăsurată, o să o plătești cu viața ta sentimentală. Te duci acasă și vezi că nevastă ta nu mai e. E cu prietenul ei. Și tu habar n -avei. da? Sau tu, doamna de carieră, o să vezi că vii acasă de la tine, de acolo, de la cariera ta, de unde sap tu acolo să ai mulți bani, și o să vezi că bărbatul tu zice, știi, draga mea, eu mă duc, mă întâlnesc cu prietena mea. Cum prietena ta? Păi da, că tu ești doamna de carieră și eu am o prietenă de ceva vreme și am zis că nu te mai suport și vreau să te părăsesc. Că nu mai pot, pentru că e un an afectiv. E un an în care oamenii vor alege pe mai mult pe zona afectivă emoțională și atunci tu o să rămâi într-adevăr doamna de carieră cu foarte mulți bani, dar afectiv, emoțional, bărbatul tău sau omul pe care tu zici că iubești sau care ești și care faci tu totul pentru el, adică aduci bani mulți, o să te părăsească. Pentru una care e doar frumoasă și nu are bani. Pentru una care este doar afectuoasă și nu are bani. Eu știu de ce vorbesc lucrurile astea și cei care au destin șase înțeleg ce vorbesc eu acum mai ales doamnele și domnii care știu treaba asta. Pentru că au tendința asta să lase viața de familie în zona, pentru zona profesională, pentru zona financiară. Și le zic, vă zic toate lucrurile astea pentru că anul e foarte bun financiar pentru voi. Și atunci va trebui să găsești un echilibru între această prosperitate și această zonă foarte bună financiar vorbind și iubirea familiei, iubirea relațiilor afective, iubirea care trebuie să o dăruiești din suflet. Adică știți cum e? E atât de mult bine încât trebuie să știi ce să faci cu el. Din punct de vedere afectiv am spus. A, n-ai o relație și ești destin șase din punct de vedere afectiv emoțional. Dacă muncești mai puțin o să găsești bărbatul pe care ți l-ai dorit sau femeia pe care ți-ai dorit-o. Dacă te duci și, și o să găsești o relație stabilă, nu o relație așa că pasageră, dar acea relație exact când te vei înfiripa în ea, că ai găsit-o, că ți-o doreai, da, imediat o să pună presiune pe tine afectiv, o să-și ceară timp, o să-și ceară afecțiune, o să-și ceară iubire. Și dacă tu nu o să știi să gestionezi chestiile astea, că mai, o să, mai ai tendința aia, adică am găsit-o, gata, Eu e al meu, a mea. Și nu mai faci nimic. Ei, el o să pună, sau acea persoană o să pună presiune pe tine foarte mult. Și tocmai din această, din această cauză, efectiv, ție o să-ți fie greu. Pentru că presiunea afectivă va uh, conta și contează. Și tu va trebui să faci față. Din punct de vedere financiar, nu ți mai spun. Dacă știi ce vrei și știi ce faci și ești un om pe vocație, uh, anul este foarte bun pentru tine. Iar din punct de vedere profesional, este bine să fii într-un domeniu în care îți place și să muncești din plăcere. Nu la în viața ta acum, caută-l, că în 2022 vei avea oportunitatea să-l găsești, deschide ochii, uită-te în jur și vei găsi. Și e posibil să te duci în zona aceea, să te duci pe vocație. Încă o dată spun, 6 este o cifră feminină. Ceea ce înseamnă că în 2022, oamenii care au destin 6, da, adică, mă, îmi cer scuze, femeile care au destin 6 uh, vor avea provocări foarte mari pe zona afectivă, emoțională pe familie, iar uh, bărbații care au destin 6 vor avea provocări foarte mari pe zona financiară, pe zona de business. Uh, provocări în ce sens? În sens că o să meargă atât de bine încât nu o să știe ce să facă cu aceste lucruri. Și când te sperii, te sperii. O iei la fugă sau cine știe ce faci când, te sperii. Bun. Destinația 7. Omul cu destin 7. Păi ce să zic ție care ai destin 7? Vine și anul viitor pentru tine. 2023 este un an minunat de vibrație universală 7. Acum suntem în 2022. Deci, dacă suntem în 2022, îți spun foarte clar că tu, care ai destin 7, vei avea niște oportunități foarte interesante în acest an. Oportunitățile tale țin de cunoaștere, țin de realizări mari, țin de lucruri mărețe pe care le poți lăsa și prin care te poți evidenția, țin de lucruri pe care le poți învăța. Țin de lucruri care te aduc pe tine la un nivel de cunoaștere superioară. Vrei asta? Nu vrei asta? Atunci, hai, dacă nu vrei, vei fi singur. Dacă vrei aceste oportunități, dacă vrei cunoașterea, dacă vrei dezvoltarea, dacă vrei construcția, dacă vrei creația, dacă vrei să lași ceva în urma ta sau să începi să lași ceva în urma ta, dacă te focusezi pe o zonă de construcție, de cunoaștere, de relevare a propriei tale identități, în momentul respectiv lucrurile se vor deschide în fața ta. Tot ceea ce este mai puțin bun în anul 2022, care e un an sentimental, un an afectiv, emoțional, așa cum am spus, tocmai chestia asta este un minus. Dacă pleci să te realizezi, pleci să uh, cunoști, pleci să construiești ceva, vei uita de treaba asta. Vei uita de afectiv-emoțional. Vei neglija afectiv-emoțional pe toți. Vei fi atât de focusat sau focusată pur și simplu către a construi ceva, către a realiza, pentru că și oportunitățile vor veni. Și tu vei prinde. Anumite, pentru că destinul 7 este destinul trăitorului și cei care sunt în destin 7 și chiar trăiesc viața știu să navigheze în viața asta. Bine, mai există și destin șapte care sunt ci un palaj rău de tot, abar nu au nici cum îi cheamă în față. Dar ăștia mai puțin. Majoritatea știu să navigheze prin viață. Și atunci ei vor vedea, pentru că e destinul trăitorului, nu? Vor vedea, au mai trăit. Sigur au mai trăit, sigur au mai simțit. Vor ști să navigheze vor ști să facă lucrurile în așa fel încât să profite de oportunități. Dar oportunitățile vor veni mental, didactic, profesional, constructiv și așa, nu financiar, nu afectiv. Deci nu va fi pentru destinul 7 un an financiar așa de poetic, de bun, dar ai nicio problemă. O să... A fost anul 21, da? Ai profitat? Nu. Ei, să ne Uh, ce să facem? Dacă ai avut bani în 2021 și ești destin șapte și ai profitat de anumite lucruri, foarte bine. Asta e o chestie minunată, e o chestie mișto. Că, na, ai bani și în 2022. Dar nu ai o zonă financiară foarte bine aspectată tu care ai destin 7, e mai mult o zonă de cunoaștere, o zonă didactică, o zonă de construcție, o zonă de relevare a personalității tale, de a ieși în evidență conform a lucrurilor pe care le știi. Da, ai oameni care au destin 7 și sunt cunoscători într-un anumit domeniu sau în mai multe domenii, este bine ca în 2022 să iasă în față, să fie văzuți și să arate oamenilor sau lumii sau cuiva, da, ceea ce construiesc ei, ceea ce știu ei, ceea ce, la ce sunt ei pricepuți. Și dacă vor ieși în față, vor avea o bază foarte interesantă, pentru că tu care ai destin 7, e bine să-ți construiești un teren, o bază, o fundație a anului 2023, care o să fie un an foarte benefic pentru tine, și a anului 2000, 24 chiar iar un an benefic și 25 iar un an benefic deci tu acum nu prea ai de făcut altceva dacă ești de 7 decât să pui fundația personalității tale vocației tale lucrurilor pe care tu le știi și le vrei în viața ta de acum înainte adică aș putea să spun că este o trecere de la un nivel la alt nivel și fiind o trecere de la un nivel la alt nivel e altceva, se vede altfel deci tu trebuie să muncești, să pui fundația anilor viitori, care vor fi foarte benefici pentru tine. Ăsta e așa și așa, nu e aiurea sau nu este un an care îți va aduce necazuri sau tot felul de lucruri. Nu, este un an în care tu trebuie să pui fundația anilor viitori și va fi un an foarte puternic și încărcat mental, te vei gândi, vei face proiecte, vei construi, vei, vei... totul se întâmplă la nivelul ăsta mental. Și la nivel de fapte și la nivel de manevre, fapte și așa mai departe, asta se vor întâmpla. Asta cu iubirea din punct de vedere afectiv emoțional nu, să, nu e foarte bine aspectată pentru tine în destin șapte. Asta cu banii, iarăși am spus, e de pus fundație, e de investit, e de altceva de făcut, nu de venit banii peste tine. Că nu o să vină. Așa. Este foarte important să știi cine e, să știi ce vrei, să te hotărăști repede. Uh, pentru că nu contează. Dacă tu știi ce vrei și te hotărăști și mergi în direcția respectivă, șansele să construiești o bază solidă sunt foarte mari. E foarte important, mai ales tu care ai destin 7 pentru, pentru tine, destin 7, este foarte important să știi cum stai. Foarte important această bază pe care tu o ai. Și această bază pe care tu o vei construi pentru că știi ce vrei și știi cine ești, în 2022, îți va aduce prosperitatea anilor viitori, așa cum am spus puțin mai devreme. Deci, dacă ai o relație și ești destin 7 în 2022 ține de ea. Adică, ce să zică, îți vine la ușă? Nu spre îți vine la ușă nimeni. Dacă ai o relație și e bine în relație respectiv, ține de ea. Nu o să vină făt frumos la tine sau Ileana Cosânzaina. Ține de ea. Dacă nu o să fii singur sau singură. Depinde cum ești. Dacă ai bani, cheltuiește ca investiție pentru anii viitori sau cheltuiește cumpătat. Destinația 8. Destinația 8 va avea un an foarte interesant. Adică el va fi acel om care va vrea să schimbe domnule orânduirea, să schimbe cadrele, să schimbe tot în viață, să nu mai merge ca până acum. Domnule, vreau să-ți facem o schimbare, vreau eu, vedeți, adică e așa o să fie. eu vreau să schimb, eu m-am săturat, eu Vreau să dezvoltăm eu, această chestie de eu, eu, eu. Mai sunt unii care scriu pe Facebook eu, nu eu. Da? Dar nu e nicio problemă. Să scrii eu și să citești de eu. Dar, uh, va fi foarte interesantă pentru destinul și nu într-un sens negativ. Chiar dacă poate că sună așa, eu, 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 egocentrist, așa, egoist. Nu. Ei vor fi inspirați. Destinul 8 va fi foarte inspirat în anul 2022 în a construi, anum în a construi anumite cadre, a ieși din ele, a mări. Cadrele lui de manifestare vocația de a se dezvolta oportuniti, se vor simți așa niște zmei, așa, adică o mine, se sunt cel mai tare de parcare. Adică efectiv vor avea o stare foarte expansionistă. Lucru minunat. Vor găsi când au stări de spirit bune sau când se vor simți în felul acesta, yo, 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 Um, vor găsi mecanismele de comunicare și influențare a celorlalți. E foarte interesant ce trăiesc ei, mai ales pe zona destin 8, este un destin social, fiind un destin social, vă dați seama că el va vrea oricum, e așa e destinul lui, să iasă afară. În anul ăsta el va vrea să se evidențieze, să vă arate vouă cine e el foarte interesant pe de-o parte. Pe de altă parte, ei care au destinul și care sunt cu inovația, sunt oameni care au inovație în ei, nu toți, dar mulți au inovații în ei, vor vrea să vă arate vă ce, de ce sunt ei în stare. Foarte frumos. Vor renunța la cadrele vechi. Adică destinul 8, destinul 8, de exemplu, va fi ăla, destinul dintre toate, care o să vină foarte clar și pragmatic la tine Draga mea, nu ne mai iubim, am stat destul împreună, m-am acrit Nu mai există comunicare, iubire sau ce mai dă el așa acolo, am plecat Și o să plece Bineînțeles, poate să fie și la invers Adică, dragul meu, nu mai așa și pe dincolo și o să plece Ei vor fi ăia care vor avea, nu o să aibă milă deci efectiv nu o să aibă milă. Direct o să zică. Bă, poate ai treabă și o trețin. Ei o să rupă cadrele, o să rupă plictiseala. Nu mai vor să stea în plictiseală, să stea în rutină, să stea în compromis. Că este afectiv emoțional acest cadru de rutină. Că este profesional acest cadru de rutină că este financiar, că este social, oricum ar fi, tot ce cadrul de rutină pentru destinul om va fi distrus. Ei vor ieși, vor vrea să iasă, vor vrea să plece, vor vrea să renunțe la tot ce înseamnă plictis, pentru că ei vor avea o stare foarte interesantă, expansivă, de a construi, de a nu mai sta așa plictisiți, în toate aceste compromisuri și vor fi foarte tranșanți. Lucru din punctul meu de vedere minunat. Pentru că, gata. De-aia, dacă aveți lângă voi oameni cu destin 8, vedeți că plictiseala va aduce ruperea se vor rupe dintr-o dată. Adică tu zici că e bine, ai făcut ciorbă și fasole, cum ai făcut tu, dar cu de 5 ani mai faci la fel, 8 ani, fesul tău, trăimul tău și îl aștept să vină acasă. Și el vine și tu iar îl cerți că asta îi faci non-stop, îl întrebi unde ai fost, de ce, în toate întrebările tale și el o zice, zică, auzi mai, hai pa. Și se întoarce și pleacă. Și nu mai vezi. Niciodată. Sau dacă îl vezi, îl vezi cu prietena lui pe oraș. Îmbrăca frumos, normal, și prietena lui e mișto, gagi, ca nu ca tine cu fes. Așa se va întâmpla. Bineînțeles, și viceversa. Tu care ești mordal de a pe tine, stai ca indolentul, nu faci nimic ca bărbat și dai ei telefon să-ți aducă țigări și bere și să-ți dea și să-ți facă și să facă și ea că tu nu mai poți că te-ai îngrășat și ești mare și că n-ai noroc și că tot felul de prostii de astea care le-ai tu în cap și ai destin 8 când o să vină în casă și o să te vadă în hală o să zic auzi mă, pa și o să plece așa într-o dată aici e schema destinul 8 va putea să facă chestia asta și mulți dintre ei o vor face dacă au cadre de rutină, dacă au lucruri din acestea în care ei au mâncat mult timp compromisuri, gata. Schimbă tu. Din punctul de vedere e bine așa. Că na. De ce să stai în plafonare? Toată această stare despre care am vorbit conform a destinului 8 este foarte interesantă. De ce? Pentru că ei din punct de vedere afectiv-emoțional nu vor mai accepta compromisuri și vor avea ocazia să trăiască sau să aibă niște relații frumoase așa cum își doresc ei, renunțând la niște cutume, la niște plictiseli, la niște compromisuri și având niște relații frumoase și minunate cu alte persoane. Deci, din punct de vedere afectiv-emoțional, Destinul 8 este foarte bine aspectat. De ce? Pentru că nu va mai mânca compromisuri și va căuta o relație frumoasă și minunată în care el să stea fără aceste rutine, fără această rutină, fără aceste compromisuri. Din punct de vedere financiar, în momentul în care ei vor vrea să iasă în evidență, vor vrea să se vadă, să schimbe, să construiască, să se evidențieze și succesul financiar va veni la ei. Adică în moment vedeți această rutină pe care ei nu mai vor, dacă o au, sau dacă nu au rutină, această dezvoltare a lor pe alt nivel le va aduce și prosperitate financiară. Iar dacă ești pe vocație și ești destin opt, iarăși șansele de mărire de notorietate maximă, de frumos vor fi destul de mari de a fi cunoscut, de a fi evidențiat în evidențierea aceasta va fi. Sau dacă nu ești pe vocație, șansele să găsești vocația sunt foarte mari în acest an. 2022. Și în fine, destinul nou că cei cu destin nu au așteptat până acum să vadă toată emisiunea, s-au derulat, bineînțeles, după cum putem să ne dăm seama acest lucru, da? s-au derulat până aici. Bună ziua, bine v-am găsit, noi tocmai am vorbit mai de mult aici, așa, vă mulțumesc că sunteți prezenți și că ați derulat până la destinul nou și iată că vă spun și vouă că e un an minunat pentru voi. De ce? Mai de mult am vorbit în această emisiune, am vorbit despre un lucru foarte interesant și am spus că este un an par. Uh, un an 6, un an par și că este favorabil mai mult cifrelor de destin pare. Și uh, există niște cifre de destin pare care sunt foarte favorizate și uh, să simt bine în acest an 2022. E voi care aveți destin nou, pe lângă 3, care e tot o cifră impară, voi care aveți destin nou, sunteți și voi favorizați și vă merge bine în acest an. Da, este un an extraordinar de benefic pentru voi din toate unghiurile de vedere. Dar întrebarea este, cine ești tu, destin nou? Cine ești? E, când ai răspunsul la întrebarea asta, gândești că s-au deschis toate porțile. Adică totul va fi benefic pentru tine, totul. Mai ales că e un an financiar pentru tine. Eu un an financiar, adică oricum aș dau în calcule banii ies. Dar eu te rog frumos să răspunzi la această întrebare. Cine ești tu și ce vrei de la viața asta? Ești pe vocație, nu ești pe vocație, ai îndrăzneală, ești un ciumpalac de la timid și nu știi ce să faci. Haide! Ieși, ridică capul, îndreaptă spatele, nu mai fi așa. Mergi înainte, fi hotărât, hotărâtă. Hai. În momentul în care vei acționa cu încredere, vei acționa pentru că știi cine ești, pentru că știi ce vrei, structurat, concret, orice acțiune de-a ta va aduce succes. Al tău, bineînțeles, și bani pentru că este un an financiar bun pentru destinul nou. El e bun și pentru destinul 6 și pentru destinul 3, dar cel mai bun an financiar, adică cifrele de destin cu succes financiar sunt 6 și 9 anul ăsta, în 2022. Ăștia o să aibă banii. Dacă ăștia băieți de știri, iau banii la toate, toate cifrele de destin, colectează banii la ăștia. La 6 și la 9. Și atunci, Ați văzut dacă voi cu destin nou ați mai fost și în spate când am vorbit de șase, dacă nu, asta e, vă spun eu acum. E important să știi ce vrei, să știi cine ești. Pentru că, efectiv, în momentul în care tu știi ce vrei, știi cine ești, știi care este direcția de manifestare a vieții tale, efectiv, șansele financiare sunt unele foarte mari cunoașterea ta, știi ce știi, știi ce vrei, aplici această cunoaștere în domeniul social, aplici această cunoaștere într-un domeniu profesional unde, bineînțeles, poți să câștigi și bani sau o ții în buzunar în sufragerie la tine. Nu, domnule, eu o aplic, eu ies, nu mai stau în sufragerie. Vreau să plec, vreau să mă dezvolt pe mine însumi și vreau să ies afară, pentru că eu am o formă de cunoaștere pe care vreau să o manifest. În momentul când ai hotărât în felul acesta, nu numai că lumea te va recunoaște și va fi încântată de prezența ta, dar va vrea să și investi ceea ce știi tu și vor plăti bani grei pentru asta. Din punct de vedere financiar, dacă tu stai bine cu tine însuți, ai o relație bună cu tine însuți, adică când te uiți în oglindă îți vine să te pupi, așa, e ca și cum ai avea bani. Atât de, de miștoie. Bine, dacă te uiți în oglindă și îți vine să-ți dai un pumn în gură, și banii vor fi destul de departe. Până încep să te iubești. Când încep să te placi și să nu știu ce, banii vor veni. Mai mult decât atât, banii vor veni și din relațiile tale afective, emoționale, erotice. Adică a sfătui oamenii care au destin nou să aibă o viață afectivă, emoțională, erotică, măcar în 2022, mai abundentă. Adică nu o dată pe lună, cam o dată pe zi. Eu, hai că v-am supărat. Nu, măcar o dată la două zile. Da. De ce? Pentru că această relație emoțională, 246, știți că am vorbit, dacă nu știți, derulați în spate, așa că am vorbit cu 246 ăsta, această relație cu vortexul astea energetice, pe voi, destin nou, vă avantajează destul de mult. De ce? Pentru că găsim aici o relație cu tine, tu ești cel care relaționezi cu tine însuși și cu aceste vortexuri și cu această energie al 246, și atunci acest melanj dintre tine și aceste energii îți vor aduce ție cunoașterea. Și dacă tu începi să te dezvolți în zona aceasta afectivă, emoțională, erotică, în zona sentimentală, îți dă confirmare de sine. Și când îți dă confirmare de sine, tu te duci către succes. Și atunci o să faci și bani. Atunci o să faci, o să vezi lumea din alt unghi de vedere, se va întâmpla așa, tu ai trăit până acum într-un fel și în 2022 se va întâmpla așa, pac, imediat, magic. Pe de o parte, cunoașterea. Este bine dacă ai destin nou anul acesta să fii aplecat către cunoaștere, să nu accepti ignoranța, nu de la alții, ci de la tine însuți, adică să zici, lasă-mă că e bine așa, nu. Învață, învață, învață. Fii a pleca către cunoaștere, dezvoltă-ți abilitățile tale. Nu contează, poți să fii foarte bun într-un domeniu sau mai multe. Nu refuza a învăța. Este o cale către prosperitate, este o cale către abundență, către echilibru în viața ta. Deci a de către a învăța. Mai fă un curs, mai citești o carte mai studiază anumite lucruri, mai studiază și chiar lucrurile pe care le știi, reîmprospătează memoria. Adule pe un alt nivel, construiește ceva din lucrurile pe care le cunoști și le știi. ieși în față ca un dascăl și explică-le lor, dar vezi, fii atent cu destin nou, că dacă mai ieși în față să le explici altora și nu prea te pricepi, imediat să vedem imediat ești taxat, imediat, în următoarea secundă. Așa că dacă ești destin nou și nu prea ai nimic de capul tău, ca și cunoaștere, mai bine întâi învață și după aia ieși. Că ce ei urât de tot dacă, nu, ieși dacă așa aiurea în tramvai, că am zis Popescu la televizor sau aici pe internet că, domne, dacă eu nu trebuie să ieși. Păi trebuie să ieși, da, trebuie să fii bine, adică să știi ceva. Știi să faci covrigi? Ești cu covrigii și o să vezi ce frumos o să fie. Din punct de vedere afectiv-emoțional, pentru destinul nou, am spus, este bine să profiți de toate oportunitățile uh, afective pe care le ai. Ai putea, dacă nu ești într-o relație sinceră, dacă nu ești într-o relație cu cineva, ai putea să-ți găsești o persoană care să fie într-o relație pentru o perioadă lungă de timp, la lung. Dacă ești într-o relație cu cineva o, o relație de căsătorie sau o relație serioasă, este o oportunitate foarte bună să aduci relația pe un alt nivel de manifestare la un alt nivel de, 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 de a fi, cu, vedeți, verba fi de a fi cu cel de lângă tine. Deci o oportunitate de a dezvolta aceste lucruri sau dacă ești într-o relație de lungă durată și acolo nu mai există iubire, nu mai există nimic care să vă lege, e bine și oricum o să faci chestia asta, să iei hotărârea, să rupi relația. Te vei întâlni cu destinul 8 la care coboară. Și pe destinul 8 că am zis așa, ăla care coboară pe scări, că tot mai apără să pe asta. Ei, așa și tu te vei întâlni cu ăsta. Dar nu așa de tranșant vei fi. Uh vei fi un om care, dacă vrei să renunți la o relație, vei fi diplomat și vei explica foarte clar, concret, nu dintr-o dată. Vei echilibra lucrurile în așa fel încât să fie bine și pentru tine și pentru cealaltă persoană. Nu va fi violent. Tentații multe, afective, emoționale, anul ăsta, 2022, pentru tine destin nou. Așa că ai grijă cu tentațiile. Ai grijă că na, tu o să fii foarte bine evidențiat destinul anul ăsta și tentațiile o să fie multe. Pentru că așa trage lumea. Știți că e ca în căsătorie. Și la bine și la bine. Adică vede lumea că ești bine și trage la tine să pricopsească. Deci tensa, tentațiile vor fi destul de mari. Și ai grijă la chestia asta financiar pe unde calci și banii, bani, deci dacă știi să calci, că dacă nu calci și stai pe loc, nu ies. Așa, ieși afară pentru bani, ieși afară, nu mai stai în casă, fi cât mai dinamic. Faci ca uh, farfurii farfuridii dintr-o scrisoare. Tu ai, n-ai treabă, întârg, tu la ora 11 și întârg. Dar ai, n-ai treabă, ieși. Da? Deci, ai, n-ai treabă, ești destin, nu ieși afară. Nu mai stai în casă. Și dacă ești afară, sigur în momentul în care ești afară, te duci, te plimbi sau te duci undeva, la servici sau unde te duci tu, la pâine, la nușe, vei prinde o oportunitate. În momentul respectiv, lucrurile se vor întâmpla. Din punct de vedere al vocației, vei găsi vocația, dacă nu ești pe ea. Dacă ești pe ea, e foarte frumos pentru că vei ajunge într-o notorietate destul de mare în exprimarea vocației tale. Ceea ce este minunat. Deci, iată numai lucruri bune pentru destinul nou. V-am zis și lucrurile rele pentru destin nou, dar dacă le-ați citit, că voi am pretenții la voi cu destin nou, da? Să le citiți printre rânduri, tot ați avut răbdare sau ați derulat până la nou aici. Deci, v-am zis și lucrurile rele, luați-le printre rânduri, da? Cam atât cu toate cifrele de destin și cu acest 2022 magic și minunat pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine până acum. Vă mulțumesc că sunteți interesate de, interesați de aceste previziuni numerologice. Vă aștept să dați click pe de www.scoaladenumerologie.ro Vă aștept la evenimentul care o să fie în 15 ianuarie, cu ți 2022, anul 2022. Vă aștept la școala de numerologie, în grupele care vor fi și vor fi destul de minunate în 2022. Să intrăm în profunzimea acestei științe. Vă mulțumesc foarte mult și. Ne revedem cu alte ocazii. Toate cele bune, un an 2022 foarte împlinit, foarte frumos, foarte bun. Numai bine, la mulți ani!